Salutare și bine ai venit la întâlnirea noastră din această seară, dedicată în exclusivitate unui subiect extrem de fierbinte la ora asta și de altfel în întreaga perioadă pe care o traversăm. Este vorba despre independența financiară. Este un subiect pe care noi, speakerii, l-am considerat extrem de interesant. Primim foarte multe întrebări, foarte multe comentarii de la cititorii noștri, de la cursanții noștri și ne-am gândit, hai să organizăm un webinar exclusiv pe aceste teme, hai să vedem ce se întâmplă cu adevărat cu independența financiară și să facem diferența între mituri, între fum și adevăr și esență. Numele meu este Dan Sulica, probabil că mă cunoașteți deja, fac investiții de circa 20 de ani, am început cu zona de imobiliare, apoi am trecut la burse de acțiuni și alte instrumente financiare. Am făcut multe greșeli pe parcurs care m-au costat mult și în termen de timp, nervi, dar bineînțeles și bani. Am învățat din ele, am avut și realizări bune și m-am gândit la un moment dat că poate ar fi o idee să scriu despre ce am învățat din experiența mea și de ce nu ce am învățat din experiența altora. Am realizat site-ul Idei și Bani. Am realizat mai de curând și un canal pe YouTube care îmi poartă numele, deci te rog să intri pe YouTube și să cauți Dan Sulica. Este unul singur cu asemenea nume fenomenal, îți dai seama că nu sunt prea multe persoane. Sunt inconfundabil și plin de modestie. Dacă te interesează aceste subiecte, please subscribe. Îți mulțumesc frumos. În seara aceasta sunt alături de colegii mei, educatori financiari și bunii mei prieteni, pe care dăm voie să ți-i prezint în ordine, să zicem, alfabetică. Salutare, Adrian! Salutare, salutare tuturor! Îți mulțumim că ești alături de noi. Adrian este trainer de educație financiară, de copii și de adulți, se ocupă de mulți ani de această activitate, are și el un canal de YouTube și un site faimos, apare de multe ori la televiziune, este o persoană publică recunoscută și mulțumim că este alături de noi în această seară. Salutare, Luca! Bine v-am regăsit, dragilor! Bine ai venit alături de noi. Luca se ocupă de educație financiară de foarte multă vreme. Este realizatorul celui mai vechi blog din România. Se numește milionarulmioritic.com. Are o bogată experiență în tot ceea ce înseamnă finanțe personale și investiții și mulțumim că este alături de noi. Salutare, Valentin! Salutare, Dan! Salutare tuturor! Valentin, bine v-am găsit! Este colegul meu în multe proiecte de educație financiară. Este creator, fondatorul comunității Știința Banilor, care este cea mai numeroasă și mai cunoscută și mai celebră comunitate de independență financiară pe Facebook. Are și el o și mai mare experiență în ceea ce privește activele mobiliare și în ultima vreme de câțiva ani a intrat și în mobiliare, în imobiliare și încă o dată îi mulțumim pentru că este alături de noi. Haideți atunci să nu mai pierdem foarte multă vreme și să intrăm direct în subiect. De ce independența financiară? De ce acest concept și de ce vorbim astăzi despre ea când ne aflăm într-un context atât de ciudat și atât de trist cum este această pandemie pe care o traversăm? Foarte simplu, pentru că independența financiară este un subiect întotdeauna la modă, întotdeauna a stârnit interesul celor interesați și este un subiect unic, pentru că nu știu în câte alte domenii, dacă realizezi jumătate din ce ți-ai propus, este ok. De exemplu, imaginează-ți că vii de la școală, părinții tăi te întreabă ce ai făcut, tu spui că ai făcut foarte bine și că ai luat nota 5, da? Jumătate. Sau poate că ți-ai realizat ce ai propus doar pe sfert sau o treime și ai luat nota 3. Sau te întreabă șeful, ți-ai făcut treaba pe care ți-am dat-o? Și tu răspunzi, da, am făcut jumătate din ea și te aștepți la aplauze.
la aplauze. Bine, nu o să se întâmple acest lucru, dar vei vedea că în ceea ce privește independența financiară, faptul că ajungi la ea este un element extrem de pozitiv și din acest punct de vedere trebuie să spun că toți speakerii din această seară au ajuns deja la independența financiară sau sunt foarte, foarte aproape de ea. Și când spun foarte aproape, mă refer la distanță de câteva luni sau, știu și eu, un an de zile, deși unii dintre noi sunt puțin mai tinerei, unii chiar cu 16 ani mai tinerei și totuși au venit extrem de, extrem de lansați și către această țintă. Deci, dacă atingi nivelul de independență financiară, este un lucru foarte bun, dacă însă nu reușești să-l atingi și, să zicem, ai ajuns doar până la jumătatea drumului, vei vedea că vei fi mai câștigat decât 95% din restul populației României, în mod clar. Deci, independența financiară are relevanță și dacă o atingi, și dacă nu o atingi, ci doar te afli pe acest drum. Mie mi se pare un subiect absolut fascinant și o să trec direct la primul mit, care spune că independența financiară nu există în România. Este o mare poveste, este un lucru extrem de fals. Independența financiară există foarte clar, foarte concret. Încă o dată, ai în fața ta câteva exemple. Dar mai mult decât atât, trebuie să înțelegi cu adevărat ce este independența financiară și ce nu este ea. Mulți cred că independența financiară înseamnă să trăiești pe o insulă tropicală, exotică, să bei cocktailuri, să nu faci nimic altceva. Ei bine, nu asta este independența financiară. Ea are o definiție foarte clară. Ești independent financiar în momentul în care cheltuielile tale zilnice, la momentul actual, așa cum sunt ele, sunt acoperite în totalitate de venituri pasive. Da? Asta este independența. Nu trebuie să obții nici mai mulți bani și nici mai puțin bani. Exact cheltuielile tale la momentul actual, cum sunt ele, mari, mici, medii, sunt acoperite integral de venituri pasive. Ce înseamnă venituri pasive? Sunt acele venituri pentru care tu trebuie să faci un efort mic. Un efort de timp, de energie, de pricepere mic. Cât de mic? Unii spun în jur de o oră pe zi, alții spun o oră pe săptămână. Este foarte diferit, depinde de la caz la caz. Există multe surse de venituri pasive, din chirii, din dividende, din dobânzi, din drepturi de autor, din MLM-uri, însă toate au această caracteristică. Dacă tu ai impresia că a lucra în medie o oră pe zi este un venit activ, trebuie să spun că te înșeli, nu este un venit activ, este un venit pasiv. Și nu este rău să trăiești pe o insulă tropicală, ci pur și simplu nu înseamnă independență financiară. Te ascult, Valentin. Am și o întrebare. Că am avut o discuție interesantă cu un membru al grupului în care spunea că business-ul lui îl solicită 2 zile full pe lună și atât. Și îmi spunea că mă, nu știu dacă sunt independent financiar sau nu, pentru că am 2 zile și e mult sau e puțin. Tu ce zici? Eu personal zic că este extrem de puțin. Eu zic că în media asta înseamnă cât o zi, probabil că nu lucrează 24 de ore, zic că lucrează 8 ore, poate 10 ore. Deci 10 ore ori 2 zile înseamnă 20 de ore pe zi, împărțit la 25 de zile lucrătoare. Mai puțin 2 ore pe zi. Da. Înseamnă practic o oră pe zi, deci se încadrează și la modul practic în definiția cu oră pe zi, cât și la modul de bun simț. Nu poți să pretinzi că ai venituri sau surse active când tu lucrezi 2 zile pe lună. Ăla deja intră mai mult în categoria de hobby. Așa zic și eu, că să nu fim chiar atât de catolici, mai catolici decât papa, că și cele mai pasive tipuri de venituri posibile și imposibile este să ai ETF-ul cu distribuție. Deci acolo, teoretic, nici măcar nu trebuie să reînnoiești, nu trebuie să te uiți la situații financiare, nu trebuie să faci nimic. Și companiile din interior sunt reînnoite automat și schimbate proporțiile. Ai perfectă dreptate, cu o singură excepție. Imediat. Dar până și acolo, tot, nu știu, te uiți la alocarea portofoliului, te uiți la plățile lunare, te uiți la miști banii. Deși lucrurile astea, să dai click, să miști banii dintr-un cont în altul, să te uiți
cumva, nu știu, la portofoliul tău, dacă e balansat sau nu e balansat. Până la urmă, tot o să-ți ia, nu știu, jumătate de oră pe zi, o oră pe zi, da? Deci hai să nu fim atât de catolici, pentru că poate să fie o plăcere acea jumătate de oră pe zi să te uiți, să-ți verifici lucrurile. Nu e, nu înseamnă că nu ești independent financiar. Și mai ales că este opțional, adică nu e gen fiecare zi jumătate de oră. Poate te uiți. Exact. O oră trebuie să iei în considerare timpul necesar căutării, identificării acelui instrument, nu? Timpul pentru informarea ta în care ai căutat ceva sau altceva, timpul în care, știu și eu, trebuie cât să ții aproape, așa cum te uiți la, te informezi despre cum va fi vremea a doua zi sau a treia zi, la fel trebuie cât de cât să ții aproape să vezi și tu cine este noul cel mai puternic om din lume. Viitorul sau actualul președinte? Exact așa e și cu imobiliarele. Că ok, o să ai o, să zicem, două săptămâni odată la 4-5 ani când trebuie să, nu știu, stai acolo să o renovezi, 3 săptămâni. Păi dacă faci media, poate ai avut înainte 10 luni în care n-ai făcut decât să încasezi chirie și atât. Da? Sau eventual te duci o zi pe săptămână să verifici întreținerea, habana. Deci exact. Hai să încercăm și o definiție, ca să nu fie foarte neclar. Eu zic că e decent să spui că veniturile pasive. Ești independent financiar când veniturile tale sunt pasive, în sensul în care nu ți-a mai mult de o oră să te ocupi de tot ce înseamnă finanțe personale și investiții. Eu zic că, și mă rog, nu e gen fiecare zi, dar în medie, zic așa, da? Medie o oră pe săptămână. Corect. O oră pe zi, scuze. Și trebuie să avem în vedere faptul că această capcană a face efort zero este o problemă extrem de fals pusă. Adică faptul că tu faci un efort mic nu este nicio problemă. Singurul venit pe lumea asta pentru care trebuie să fii doar în viață, atâta, trebuie doar să respiri, este pensia. Dar nici măcar nu trebuie să duci tu că vine poștașul. Și, mă rog, și acolo faci un efort că trebuie să-i deschizi ușa și să nu merg banii. Da? Deci este ridicol. Iar pensia știm cu toții cât de profitabilă este și mai ales pe viitor cât de profitabilă o să fie. Deci dacă un om nu este capabil să facă un atâta efort, sincer, ori n-a înțeles ce este independența financiară, ori își face total iluzii. Valentin, aveai niște exemple de persoane independente financiare în România? Dacă suntem la capitolul, chiar am, dacă suntem la capitolul acesta al e o iluzie, e o minciună, nu există sau lucruri de genul ăsta, eu am avut curiozitatea să fac un sondaj acum vreo câteva săptămâni pe grupul Știința Banilor și am întrebat comunitatea ce nivel de venituri pasive au. Aici au fost și discuțiile acelea, e venit pasiv, nu e venit pasiv, etc. Oricum, majoritatea au venituri pasive clasice, chirii, dividende, cupoane, lucruri de genul ăsta. Comunitatea e destul de mare, are câteva zeci de mii de persoane, multe persoane sunt de la început, așa că, într-adevăr, am avut 400 de voturi pentru zero venituri pasive. Ceea ce nu e o problemă, înseamnă că acum încep sau încă se conving că ar trebui să facă lucrul ăsta. Ce a fost interesant a fost însă că sunt foarte mulți, sute, după cum vedeți, care au ieșit pe locul 2 și 3, care au început, da? Și sunt la nivelul de, ok, între 0, între 1 ar trebui să scriu, 1 și 100 de euro pe lună, 100, 500 de euro pe lună. Deja când ieși pe la 4-500 de euro, deja începe să conteze și venitul pasiv. Da? Iar și mai interesant este că avem între 500 și 1000, 87 de voturi, 27 de voturi între 2000 și 5000 și, mă rog, voturile mai continuau în jos, erau și oameni care aveau 10.000 sau oricum peste 5.000 de euro venit pasiv și nu erau gen 1-2, erau câteva 10, nu știu, 15-20. Da? Deci vedem cum aceste persoane există. Eu am șters pozele lor, dar multe sunt membri activi ai grupului sau oameni din afara, mă rog, sunt în grup, dar sunt cunoscuți și în afara grupului nostru restrâns. Deci, Valentin, nu sunt fake news de aia după... Nu, nu, sunt oameni cunoscuți, mulți dintre ei îi cunosc din cursurile noastre, din seminariile noastre, din ședințe unul la unul, adică
oameni pe care îi cunosc, mulți sunt aici în, în webinar cu noi, da? Cei care sunt, nu știu, poate la peste 1000 de euro, peste 1500 de euro, peste 2000 chiar. Deci sunt, oamenii aceștia sunt, îi cunosc, le știu și background-ul, unii dintre ei au, sunt antreprenori, alții n-au fost antreprenori, din joburi au luat și-au luat banii, alții au avut o combinație de moștenire plus au administrare și au administrat ei foarte bine, au mai adăugat ceva și au ajuns acolo, alții au avut un context favorabil cu mă rog, criza anterioară, alții pur și simplu au muncit mult. Da? Deci oamenii ăștia există, nu avem dubiu dacă ei nu există sau nu există în România. Și un al doilea sondaj, ceva mai recent, iar mi s-a părut foarte interesant, ce reprezintă educația financiară pentru oameni și ce am observat, ok, primul o să-l discutăm, al doilea, foarte interesant și de punctat, este o certitudine pentru mine în viitor, da? Comunitatea asta, știința banilor pe care am făcut noi sondajul, este relativ nou, de 4 ani de zile. Deci normal ca foarte mult să fie mai la început. Dar e interesant că 250 de votanți pe locul 2 în sondaj au spus că e o certitudine. Asta ce înseamnă? Înseamnă că la ei nu mai este o rătăcire independența financiară și caută ei o soluție. Și au găsit o soluție care funcționează și matematic vorbind este o certitudine că vor merge, continuă să facă ceea ce fac astăzi, vor ajunge acolo. Adică e o chestiune de timp până la urmă. Adică... Exact. E o chestiune de timp. Și iarăși interesant că cei mai mulți spun că da, o vor obține, deși este greu pentru ei în acest moment. Abia, mă rog, deja după locul 3 sunt oameni care nu își pot imagina și... mă rog, foarte greu de obținut pentru mine. Iar aici, iarăși avem 24 de voturi, o realitate pentru noi. Deci există destui oameni, oricum sunt reticenți oamenii în România să spună că au venituri pasive mari, să fac bani mulți sau lucruri de genul ăsta. Pentru că na, așa suntem noi, o, nu știu, din păcate, o societate care mai degrabă valorizează mașinile și silicoanele și casele scumpe și uite ce șmecher e ăla, decât să vină cineva și să spună, știi, am venituri pasive de, nu știu, 5.000 de euro pe lună, sunt independent financiar și trăiesc decent și fain și sunt liber. Ho, hu, chiaburule! Da? Dar astea am vrut să vi le arăt, că există acești oameni, sunt mai mulți decât vă imaginați și au diverse profesii. În discuțiile mele sunt oameni care au profesii de la, nu știu, marinar, șofer de tir, oameni care lucrează în beauty, da, cosmetică, unghii, bla bla bla, coafură și așa, până la, nu știu, IT-ști, matematicieni, ingineri, avocați, antreprenori de toate felurile, de la vânzători de cuie la vânzători de, nu știu, servicii complexe de IT. Oamenii sunt de diverse pregătiri, diverse domenii, dar toți care și-au găsit o metodă ajung până la urmă să-și dea seama că e o certitudine pentru ei că vor ajunge la independența financiară. Deci nu există un motiv real pentru care cineva s-ar îndoi că se poate. Bun, mulțumim mult, Valentin. Cred că noi aici deja avem... această convingere că nu este o poveste independența financiară. Haideți să mergem la mitul numărul 2, căci suntem, ne propunem să fim punctați și la obiect. Luca, te ascultăm. Mitul numărul 2 care mi-a venit mie în minte a fost că să fii independent financiar înseamnă să trăiești într-o continuă vacanță. Și chestia asta am observat-o și în general este o idee care este propusă de educatorii financiari, nu toți, dar o parte dintre ei. Și sunt sigur că ați văzut și voi reclame în limba română sau poate în alte limbi de circulație internațională, dacă sunteți pasionați și citiți în domeniul ăsta și mergeți pe internet, cu siguranță Facebook-ul vă arată tot felul de reclame interesante. Și ce ți arată? De obicei este legată imaginea de independență financiară sau de prosperitate, dar lumea face oarecum confuzie între termenii ăștia.
și câteodată și educatorii financiari fac confuzie, să o spunem pe dreaptă. Și îți arată de obicei o persoană de obicei de sex feminin care stă pe o plajă, pe un șezlong cu un cocktail în mână, niște palmieri pe acolo, o mare de turcoaz, topaz, cum vreți voi, o culoare din asta foarte atrăgătoare, limpede și deosebită. Nu e de obicei nimeni în jur, de parcă ar fi fost o plajă privată și persoana respectivă se relaxează. Și undeva în stânga sau în dreapta acestei imagini idilice este textul respectiv care spune vrei să fii prosper / independent financiar, îți arăt eu cum, hai la mine și o să duci viața într-o continuă vacanță. Ceea ce evident este foarte semănător cu acele reclame pe care probabil au văzut unii dintre voi acum 4 sau 5 ani cei interesați în trading cu vânzătoarea Maria care a investit la Forex și în 20 de minute a făcut 500 de euro. Deci intră cam în aceeași categorie de reclame care sunt destinate unui anumit tip de public care din cauza lipsei de informare și educare financiară sunt cumva sensibile la genul ăsta de informații. Acum, sigur că dacă te interesează un pic subiectul și începi să dai o căutare pe internet, vei ajunge filtrând multe informații care sunt redundante la ceea ce s-a spus mai înainte, că trebuie totuși să depui un efort, că efortul respectiv poate să fie variabil, dar trebuie pus cumva și o delimitare clară. S-a pus aici delimitarea că maxim o oră pe zi să lucrezi la respectiva sursă de venit este ok și poate fi definită ca și sursă de venit pasiv. Acum, sigur că sunt multe surse de venit pasiv care sunt necesare mult mai puține ore pe săptămână sau chiar pe lună pentru realizarea lor. Dar ce vreau eu să spun, o să merg un pic și încerc să abordez un pic altfel problema asta ca să o înțelegeți, pentru că e totuși vorba de o legitate aici. Trăim într-un univers care are niște legi și o să apelez și la un exemplu care va fi foarte bine perceput de persoane de aici care au educație din domeniul real, deci ingineri, eu știu, în zona asta. Și dar înainte de asta o să spun o chestie care e legată cumva de lucrurile Huxley. Că există acea prima lege a lui Murphy, care nu e din zona realului, ci e din zona, eu știu, Huxley-ului cu ghilimele de rigoare, și care spune că lucrurile lăsate să evolueze singure vor merge din rău în mai rău. Poate ați auzit această butadă, această lege a lui Murphy, care funcționează ireproșabil în realitatea noastră, nu este în niciun fel probată decât de chestii empirice și de aici am putea pleca și să vedem cam cum se obiectivează totuși legea asta în niște aspecte legate de realitatea noastră mai mult sau mai puțin științifică. Și o să vorbesc despre entropie. Ce înseamnă entropie? Entropie înseamnă starea de dezordine a unui sistem. Haideți să nu vă sperii prea mult cu această definiție pe care probabil ar trebui să o cunoașteți de la școală dacă ați terminat cele 12 clase obligatorii în România. Și legea a doua a termodinamicii spune că în univers sistemele tind să aibă o entropie tot mai mare, adică evoluează de la ordine la o dezordine tot mai mare. Și acum hai să ne gândim un pic la ce înseamnă să ai un venit pasiv. Ca să ai un venit pasiv trebuie să ai un sistem pus în funcțiune ca să obțină acel venit. Da? Sistemul respectiv poate să fie, de exemplu, o proprietate imobiliară, poate să fie, de exemplu, un business online care are niște produse, să zicem, electronice, care se livrează automat când se plătește cu cardul. Poți să ai, de exemplu, un sistem de trading prin care tu tranzacționezi sau investești la bursă. Există un sistem. Acest sistem, dacă este lăsat singur, conform legităților din universul ăsta, da, o spune legea a doua termodinamicii, care este
quasi verificată în toate modurile posibile. Acest sistem, dacă nu input, nu dai un pic de energie în interiorul lui, nu aduci un aport de energie ca să-l menții într-o anumită stare de ordine, el se va transforma într-un sistem care este tot mai dezordonat. În traducere, acel sistem, dacă nu te ocupi de el, începe să se disipe, să se dezagregeze în componente. Hai să-ți dau un exemplu mai simplu. De exemplu, dacă ai o casă și nu faci nimic la ea, da? Nu o zugrăvești, nu te ocupi de ea, ea începe să se degradeze în timp. Așa și este un sistem, casa aceea este un sistem. Așa și cu sistemele de venituri pasive. Deci e clar, dacă nu aducem un aport de energie din timp în timp, nu avem grijă de această sursă de venit pasiv, această sursă de venit pasiv se va destrăma, va înceta să funcționeze. Sigur că da, cât o oră pe zi maxim, am spus, și lucrurile astea, poate acum că v-am dat acest exemplu, poate le vedeți un pic și din alt punct de vedere, dar niciodată nu va fi independența financiară un dolce far niente, o leneveală pe o plajă din Bahamas, ci va presupune un efort foarte mic, spun eu, și cum spuneau și colegii mei de multe ori, acest lucru nu este un efort, este chiar o activitate mai mult sau mai puțin plăcută care are tangențe cu hobby-ul. Deci, mulțumim mult, Luca! Pentru mitul următor o să-i dau microfonul lui Adrian, pentru că acest mit a fost propus chiar de Adrian și cu limbajul lui extrem de plastic l-a formulat ceva de genul: ca să ajungi independent financiar trebuie să fii un ciudat, să locuiești în beciul părinților și să-ți placă să mănânci, ce ziceai, numai parizar pe pâine. Pe ziar, ok. Pâinea este opțională. Salutare, dragilor, și bine ați venit la întâlnirea din seara asta. Am zis că este un mit ăsta cu trebuie să fii un ciudat, dar dacă stai să te gândești, trebuie să fii un pic ciudat. Adică să faci niște lucruri când restul din jurul tău fac cu totul altceva. Da? Adică să faci anumite lucruri pe dos. Din punctul ăsta de vedere, trebuie să fii un ciudat, doar că trebuie să fii un ciudat din ăla bun. Că există ciudați și ciudați. Da? Există ciudați pentru care treci pe trotuarul celălalt și există ciudați la care, probabil cum suntem noi ăștia patru, s-au adunat niște oameni să ne vadă. Să vadă niște ciudați. Da? Inclusiv ce vorbeați și voi mai devreme, că bă, poate nu există animalele astea independente financiar, poate e un fel ca în Harry Potter, așa, sunt niște chestii imaginare. Da, oamenii ăștia există, au fost ciudați, sunt în continuare ciudați, tocmai pentru că fac niște lucruri altfel decât le fac prietenii, colegii, vecinii și ceilalți din jurul lor. Și pentru ei sunt niște ciudați, pentru că îi vezi cum ridică din sprâncene, îi vezi cum comentează, da, bă, frate, dar trebuie să ne trăim și viața, adică ce înseamnă chestia asta, chiar de la trăitul vieții până la când mor nu iei nimic cu tine, până la, știi cum este, sclavul banului și așa mai departe, în general, astea sunt păreri de pe margine. Cei care sunt pasionați de zona asta și care sunt interesați de educație financiară, înțeleg că nu despre asta este vorba. Și nu e vorba despre parizeri, deși, uite, am pregătit și eu câteva slide-uri ca să le vedem un picuț. În primul rând că e despre viață, nu e despre bani, așa cum vă zic de fiecare dată, în fiecare seară, când ne vedem în live-urile Viața și Banii. Sunt decizii care afectează viața voastră mai departe și când vine vorba de ciudățenie, cum a spus și Luca mai devreme, într-adevăr, majoritatea oamenilor trăiesc într-un haos din ăsta care din start e haos, dacă nu-l organizezi un picuț și dacă n-ai puțină grijă de el, mai rău se dezintegrează. Deciziile luate în contextul ăsta, fără un sistem, fără un pic de ghidaj, fără niște puncte de reper, sunt de cele mai multe ori greșite, că-s personale, că-s profesionale și nu faci decât să te îndepărtezi, dar întrebarea este de ce te îndepărtezi?
Și cred eu că atunci când vorbim de independență financiară, primul pas pe care trebuie să-l facem este, și să-l facă oricine, este să stabilim de ce vrem să ajungem acolo, că poate nu e pentru toată lumea și pentru că nu o fi așa de bine cum ne imaginăm sau cum zic oamenii pe net. Adică ce înseamnă pentru voi independență financiară? Asta cu plajele, astea cu cocktailuri și trabuc nu se întâmplă întotdeauna. Trebuie să căutăm dincolo de ce se întâmplă. De exemplu, pentru mine independența financiară este posibilitatea de a fi liber să iau ce decizii vreau în momentul respectiv. Da? Ăsta e obiectivul nostru ca familie. În lista noastră de valori, libertatea e foarte importantă. Și atunci, normal că nu poți să ai libertate completă, să zic așa, dacă nu ai și pe asta financiară. Dacă nu poți să te hotărăști tu la ce lucrezi, când lucrezi, cât lucrezi, pe ce bani lucrezi, da? Atâta timp cât poți să influențezi chestia asta. Și cred eu că fiecare ar trebui, că tot v-a zis Dan, să aveți un creion și un pix și un top de hârtie, plus jurnal și agenda și asta, scrieți acolo ce înseamnă pentru voi independență financiară. Cum arată o zi când ești independent financiar? Adică ar trebui chiar să simți așa, să vezi, bun, dacă mâine aș fi independent financiar, ce aș face? Că dacă răspunsul este m-aș trezi la 12, s-ar putea să nu fie exact ce vă imaginați. Dar dacă descoperiți acest de ce, uite, eu v-am pus aici 3 strategii sigure, 3 pași pentru independență financiară, puteți să le alegeți, oricare dintre ele funcționează, că e vorba de Pariser, de Pufuleț sau de Eugenii. Da? Da, ideea este că ar trebui să vă placă și până la independență financiară și să vă placă și după independența financiară, poate. Decizia pe care cred eu că ar trebui să o luăm este de care parte a teșghelei ne aflăm din punctul ăsta în călătoria spre independență financiară. Dacă alegem să rămânem de partea teșghelei care bagă mâna mereu în portofel și în card, deci dacă asta este decizia, nu avem cum să ajungem pe independență financiară. Trebuie să facem pasul să sărim teșgheaua, cum se zice. Da? Adică să fim de partea celui care încasează bănuții și să nu fim tot timpul de partea celui care cotizează. Țin minte o situație interesantă cu un prieten de-al meu care se bucura foarte tare că Apple lansează iPhone. Da? De vreo 2 săptămâni a lansat niște iPhone. Și el era foarte încântat, abia aștepta, mamă, să vezi ce chestii scot ăștia, super tare, rapide, camere, nebunii. Ok. Și eu zic, bă, mă bucur și eu, dar din alte motive, că de fiecare dată când scoate Apple cât un telefon, sunt niște milioane de oameni ca tine dispuși să plătească câte 1000 de coco pe un telefon care este identic cu ăla de acum un an de zile sau de acum 6 luni. Și pentru fiecare din ăștia care sunteți, să vă țină Dumnezeu sănătoși și cu buzunarele pline, îmi intră și mie niște bănuți de fiecare dată când lansez. Deci, cred sincer că trebuie să vă gândiți de care parte a teșghelei vă aflați. Foarte importantă chestia asta. Și atunci o să fiți ciudați. Și o să fiți ciudați din aia buni, care încasează, nu numai plătesc. Cam asta e. Părerea mea pe acest mit. Da, trebuie să fiți ciudați. Mulțumim. Trebuie să faceți lucrurile altfel decât le fac ceilalți. Dave Ramsey are și o vorbă care mie îmi place foarte mult. Zice, dacă vrei să trăiești ca nimeni altcineva, trebuie mai întâi să trăiești ca nimeni altcineva. Foarte simplu. Mulțumim mult, Adrian, și partea proastă este că n-ai făcut tuturor o poftă imensă de Pariser. Chestia asta, deci măcar pentru acest motiv și trebuie să pornim și noi mai hotărâți pe drumul spre independența financiară. Valentin, ce părere ai? Ne spui și nouă un mit? Da, vă spun. Stai să văd pe care să-l aleg. Mitul că durează foarte mult să ajungi independent financiar. Și acest mit apare, mai ales când un om este oarecum cât de cât informat, adică nu apare la nivelul marilor mase de populație care au alte credințe de genul trebuie să ai noroc în viață, să intri în politică sau să dai un tun. Oamenii care află poate de investiții pasive, ori în imobiliare, ori în bursă și văd acele grafice cu uite pe 30 de ani nu știu ce se întâmplă, pe 40 de ani nu știu ce se întâmplă.
și spun că, wow, dar durează foarte, foarte mult, sau na, cu 8% pe an durează foarte, foarte mult să ajungi independent financiar. Și trăiesc cumva cu iluzia asta că, da, durează foarte mult, n-are sens să mă strofloc, poate n-are rost nici măcar să mă apuc. Acum, interesant de văzut că persoanele astea au deja, nu știu, 35, 32, 40 de ani și deja sunt în câmpul muncii, poate de 10, 15, 20 de ani, când spun că durează foarte mult. Deci dacă s-ar fi apucat de îndată ce au început să lucreze, poate, nu știu, la 18-19 ani au început să genereze deja ceva venituri, deja acum nu li s-a mai fi părut atât de mult, pentru că erau deja poate trecuți de jumătatea drumului, bine. Dar răspunsul simplu la acest mit este nu durează mult, ci ai început tu târziu, să zic așa. Adică ghinion. Bun, acum, partea a doua acestui mit că durează foarte, foarte mult este că el poate să dureze și destul de puțin, da? Un om pornit de la zero poate să ajungă independent financiar în câțiva ani, prin aceste metode clasice. Asta în câțiva ani însemnând, nu știu, 5, 6, 7, până în 10 ani. 10 ani este o perioadă destul de mică pentru a ajunge independent financiar, din simplu motiv că noi trăim, nu știu, în medie 80 de ani, 90 de ani, habar n-am, și în mod obișnuit noi ar trebui să lucrăm, să fim activi, vreo cât, 45 de ani, ceva de genul ăsta. Deci dacă tu reușești acest hack, practic este un hack al vieții, adică, nu știu, o scurtătură, să zic așa, să-ți reduci perioada în care trebuie neapărat să te duci la muncă dimineața, te-ai îmbrăcat, ți-ai pus cămașa pe tine, te-ai urcat în mașină sau în metrou și ajungi la corporație și bagi acolo până la 6 seara și te duci acasă. Dacă tu reușești să scurtezi perioada asta de la 45 de ani la 10 ani, deja înseamnă că ai câștigat 35 de ani de viață activă în care te bucuri de mai multă libertate, dacă nimeni nu stă și doarme pe canapea după ce ajunge independent financiar. Bun, cum faci să dureze mai puțin acest drum spre independență financiară? La mine a durat undeva la 5-6 ani, să zic așa. De ce? Pentru că abia de la 30 de ani m-am apucat serios de treabă și am urmat o strategie. Până la 30 de ani am fost în acel haos de care vorbea Luca mai devreme. Un haos nu neapărat legat de, nu știu, risipa banilor și faptul că nu știam de independență financiară și întream viața așa haotic, ci mai mult un haos legat de strategie. Am încercat diverse alte tipuri de modalități de a ajunge independent financiar. Da, nu știu, să fac speculații, să fac stock picking, să nu știu, dau un tun, habar n-am, pe investiții. Toate aceste lucruri plus o dezordine, să zic așa, și în viața personală, m-au făcut ca 10 ani de zile să fac bani, dar să pierd, să fac bani, să fac investiții, să am și venituri active, dar să pierd vremea pe drumul spre independența financiară. În momentul în care m-am stabilizat ca și strategie, ca și direcție și am început să mă concentrez pe o strategie bună, slabă, știți poate care este strategia pe care eu o propun. E foarte simplu. Focusul, 90% din energia noastră ar trebui să se ducă spre generarea unui venit activ exponențial. Aici nu înseamnă că stăm frumos și cerem de la șef la job, mai vrem și noi 5% în plus la salariul de la an la an. Și înseamnă un focus spre dublarea venitului an de an, dacă se poate. Da, asta înseamnă că ori avem o carieră extraordinară în corporație, job, whatever, care să ne ducă spre top management, ori devenim liberi profesioniști sau freelanceri de top, ori ne apucăm de antreprenoriat și ajungem antreprenori prosperi, da? Nu din cei 90% care nu reușesc în acest domeniu. Da, aici este partea cea mai dificilă. Partea a doua este cu economisirea, unde dacă 90% din energia noastră
se duce pe generarea de venit activ, economisirea ar trebui să ne ia foarte puțină energie. De asta eu pledez pe o, o automatizare a economisirii. Cu alte cuvinte, efectiv îți plătești salariul din veniturile tale totale, îți plătești un salariu. Da? Nu știu, poate tu generezi 3.000 de euro pe lună, îți plătești 1.000 de euro în alt cont și cheltuiești pe aceea. Anul viitor îți dublezi venitul, da, ajungi de la 3.000 la 6.000, tu îți plătești tot 1.200, să mai crești un pic salariul, să zic așa. Da? În felul ăsta ajungi să economisești sume absolut astronomice după câțiva ani, având un standard de viață care crește, dar într-un ritm mult mai lent. Deci și partea de economisire ar trebui să ocupe foarte puțină energie și timp. Iar partea a treia, investițiile pasive, da? ETF-uri imobiliare, care iarăși să-ți ocupe foarte puțin timp, da? Câteva ore pe lună. De ce este atât de important pentru mine să rezolv partea de economisire și de investiții într-un timp scurt, cu efort scurt și fără consum mental că, wow, ce să fac, ce oportunități să mai găsesc. Foarte simplu, pentru că energia mea este investită cel mai mult pe elementul care îmi generează cea mai mare creștere, adică pe venituri active. Da? Bun, dacă urmăm această strategie simplă, 90% din efort pe creșterea exponențială a veniturilor, prin cele trei direcții, ori super carieră, ori liber profesionist de top, ori antreprenoriat, economisirea minimă energie și investițiile minimă energie, maxim de rezultat, adică investiții pasive. În acest fel putem ajunge, într-adevăr, într-o perioadă scurtă să ajungem independenți financiari. Mulțumesc, Valentin! Dacă mai aveți întrebări, vă rugăm frumos pe fereastra de chat. Oricum vom avea la sfârșitul, după ce terminăm cu miturile astea, vom avea o porțiune dedicată exclusiv întrebărilor voastre. Până atunci, haideți să continuăm cu următorul mit care mie îmi place la nebunie. Mitul numărul 5. Trebuie să fii foarte bogat ca să ajungi independent financiar. Dar toată lumea știe, băi frate, independent financiar este egal a fi plin de bani și dacă ești plin de bani, automat ești independent financiar. Este o mare, mare greșeală, pentru că a fi independent financiar nu are nicio legătură cu a fi bogat. Da? Nicio legătură. Există mulți oameni bogați care câștigă foarte mulți bani, au venituri foarte mari anuale și care sunt extrem de departe de a fi independenți financiar. Și există oameni care sunt independenți financiar care trăiesc din veniturile pasive și care sunt destul de departe de a fi bogați după standardele lumii în care trăim. Da? Îmi aduc aminte autorul Stephen Covey, cel care a scris cartea Milionarul de lângă noi, a făcut niște studii în care a intervievat milionari din SUA, atenție, nu miliardari, milionari de genul 1, 2, câteva milioane și a adunat într-o sală la o cunoscută bancă din New York și urma să intervievieze, iar directorul sucursalei, care era îmbrăcat după ultimul răcnet, avea un ceas probabil de zeci de mii de dolari, o super mașină și așa mai departe, i-a întrebat, ăștia sunt milionarii tăi? Pentru că arătau exact ca niște oameni de pe stradă. În schimb, acel director de bancă era înglodat în credite până peste cap, tot ce avea în proprietate erau credite, zero venituri pasive, deci o persoană mai departe de independența financiară, clar, cu greu se poate imagina. Poți să ai un stil de viață decent, confortabil, civilizat și să fii independent financiar, fără să fii neapărat bogat, nu trebuie să ai neapărat un portofoliu de 1.000.000 de euro sau de 2.000.000 sau mai mult. Bineînțeles, un portofoliu mai generos îți generează mai multe venituri pasive. Asta e clar, te ajută, banii nu te încurcă în toată această ecuație. Și pe de altă parte poți să ai niște venituri formidabile, cum spune Kiyosaki, dacă tu ai venituri de 1.000.000 de dolari pe an și cheltui 1.000.000 de dolari, tot falit te numești.
Deci, succesul în această relație bogăție versus independență financiară este să ne dăm seama că nu există o relație între ele, nu există o cauzalitate. Unde există cauzalitate este legătura între venituri și cheltuieli, cum spunea Valentin. Ideea de a-ți crește veniturile fără a-ți crește cheltuielile, care te duce la rată de economisire. Rata de economisire te duce la investiții, investițiile produc venit pasiv și te fac independent financiar. Ok? Și ca să vă arăt la ce mă refer, am un site care îmi place foarte mult, se numește Networthify. Exact, Thomas Stanley, da. Uite, vezi că convingeri limitative. Este greu să dublezi veniturile de mai mult de 3 ori. Este greu, depinde unde te afli, depinde de unde pornești, depinde de abilitățile tale și așa mai departe. Există persoane care își dublează veniturile de foarte multe ori de-a lungul unei existențe, unei cariere. Nu în fiecare an, dar și le dublează de foarte, foarte multe ori. Bun. La 2-3 ani poate să și le dubleze. Există, exact. Da, nu e... Nu e. Mi s-a întâmplat la 2-3 ani să-mi dublez veniturile. La un moment dat o să mă opresc, probabil că o să mă plictisesc. De atâtea dublări. Ok, haideți să vă dau un share screen și să vă arăt acest site care mi-e îmi place foarte mult. Și, deci, încă o dată, networthify.com. Și care spune pur și simplu, when can I retire? Nu se referă la pensie, retire la... pe retirement, la pensia asta pe care o cunoaște cu toții, ci se referă la independența financiară. Când mă pot retrage din activitatea mea care produce venituri ca să trăiesc din venituri pasive. Da? Sigur că sunt niște setări, nu o să insist prea foarte mult asupra lor. Este vorba de o rată anuală a investițiilor pe care eu am pus-o generic la 8%, poate fi puțin peste, poate fi puțin sub. Eu am ales o variantă rezonabilă, spun eu, și cei care cunosc ceva lucruri despre investiții știu că un portofoliu diversificat poate să aducă în jur de 8% pe an în medie. Am luat o rată a retragerii, adică cât la sută din acele venituri sunt necesare pentru a trăi, de 5%, și este o rată rezonabilă, având în vedere că probabil nu vei trăi exclusiv din aceste venituri. Poate o să mai ai, știu și eu, de la stat ceva, o pensie măcar simbolică, în sfârșit. Sunt niște presupuneri legate de inflație, niște presupuneri legate de nivelul de trai. Nu intru foarte mult în detalii. Ce vreau să vă arăt este că în funcție de rata de economisire, aici pe orizontal aveți savings rate, rata de economisire. Nu contează cât de mari sau de mici sunt veniturile tale, contează foarte mult care este rata economisirii. De ce? Pentru că dacă tu reușești să te descurci cu 60-70% din venituri, înseamnă că automat ai acea rată de economisire și înseamnă că automat ai stabilit care este nivelul cheltuielilor, deci care este mărimea portofoliului ce îți va produce acele venituri pasive. Prima etapă este veniturile tale active cresc portofoliul, care devine suficient de semnificativ ca să producă venituri pasive care te întrețin pe tine. Da? Astea sunt modurile cum funcționează. Aici toate sunt grupate și este o estimare destul de realistă care spune, în funcție de rata ta de economisire astăzi, cam care este orizontul de timp rezonabil când vei atinge independența financiară. Și după cum vedeți, la o rată a economisirii de 50%, estimarea este de circa 12 ani. Da? Deci nu este niciun timp de insuportabil, nu este nici un efort insuportabil. Acum, dacă rata de economisire de 50% este aplicabilă sau nu în cazul nostru particular, sunt de acord cu voi, este o cu totul altă discuție. Dacă ai un salariu mediu în România, probabil că această rată de economisire e imposibil de ajuns, nu? Ajungi la... știu și eu, la Parizerul de mai devreme,
Dar dacă ai un venit mai bun, există persoane care au venituri de multe mii de euro și care îi cheltuie pe toți fără nicio problemă și din cauza asta n-au nicio șansă la a-și crea surse de venituri pasive. Da? Dacă însă ai o rată de economisire doar de 30%, oricum este un timp rezonabil, cum ar fi ceva de genul în jur de 20 de ani. Bineînțeles, pentru cei cu care sunt mult mai motivați și cei care sunt mult mai hotărâți, dacă mergem spre o rată de economisire de 60%, iată că termenul poate să scadă sub 10 ani. Deci părerea că durează mult până ajunge acolo, părerea că este un efort formidabil, părerea că pur și simplu chestia asta nu se poate, oameni buni, sunt povești. Da? Sunt povești. La fiecare situație în parte există o anumită rețetă, un anumit protocol și liniile în general, deja am vorbit despre ele, despre venituri, despre cheltuieli, despre economisire, despre portofoliu, despre creșterea portofoliului și despre veniturile pasive pe care le obține. Mulțumesc mult! Mergem mai departe. Luca? Da, am reușit să-mi dau drumul la microfon și o să încep spunând că eu sunt unul dintre aceia care nu sunt hiperperformerii de talia lui Valentin. Eu mi-am obținut independența financiară după 20 de ani, nu după 20 de ani de viață, ci după 20 de ani de lucru la acest subiect. Am început în 2001 să investesc. Și în momentul acesta, dacă ar fi să închiriez toate proprietățile imobiliare pe care le am, aș fi independent financiar, dar aceste proprietăți sunt folosite pentru afacerile mele și ale soției și generează un venit activ foarte important și momentan, din punct de vedere tehnic, nu sunt independent financiar, dar voi ajunge la începutul anului 2021, iar la sfârșitul anului 2021 probabil voi ajunge la o rată de 2,5 a veniturilor pasive față de bugetul nostru actual. Deci, după cum vedeți, e o accelerare foarte, foarte mare, dar e determinată de o situație mai specială la noi. De obicei nu poți să-ți accelerezi atât de rapid veniturile pasive, în sensul că să ți le dublezi într-un an. La noi, cum spuneam eu, o situație mai specială, pentru că sunt niște factori care se cumulează. Dar revenind, cum spuneam, eu nu sunt un performer cum e Valentin. Asta nu înseamnă că nu puteți voi să fiți. Dar tocmai din această cauză, pentru că sunt o persoană obișnuită, medie, aș zice, o să încerc să mă adresez la următorul mit care spune că angajații nu pot să devină independenți financiar și am să încerc să-l demontez. Și bineînțeles că voi face chestia asta cu niște date. O să mergem la Google și o să întrebăm care este salariul mediu net în România în 2020. Și lucrurile sunt clare. În iulie 2020, salariul mediu net, adică cât primești în mână, nu cel brut, este de 3.372 de lei. Asta e la nivelul României. Am căutat cifrele astea pentru Cluj și am căutat și pentru București. Timișoara se află undeva pe aici, la 3.100 de lei. Clujul este la 3.900, iar Bucureștiul depășește 4.000. Deci, oameni buni, un salariu mediu, da? Nu ești hiperperformer, nu ești, eu știu, neapărat într-o multinațională în care ai un post de conducere sau ești general manager sau ceva de genul ăsta, ca să ai peste 1.500, 2.500 sau whatever și 5.000. Cum există, în care ai, să zicem, în jur de 4.000 de lei pe lună. Și întrebarea mea este, la 4.000 de lei pe lună poți să-ți permiți să pui deoparte, eu știu, 10-15% din banii ăștia? Eu zic că este absolut realizabil acest lucru.
și hai să vedem ce poți să faci cu acești, acești bani. Da? Aici eu folosesc un site american care este un calculator de dobândă compusă, ca să vezi cam cât poți să obții de-a lungul anilor cu această sumă care este absolut penibilă, 100 de euro, să pui deoparte la un salariu de 4.000 de lei este absolut realizabil. Și o să punem 100 de euro, să zicem, sau dolari, cum vreți voi, investiția inițială. Avem pe lună o contribuție de 100 de euro, cum am spus mai înainte, și punem un 25 de ani. Aici e o discuție interesantă. De ce 25 de ani? Pentru că, nefiind performer, trebuie cumva să faci ca acești bani să îți aducă niște sume mai mari. Și singura soluție este să lungești perioada. Da? Și atunci, asta ce înseamnă? Că trebuie să fii consecvent. Aici, de fapt, ajungem la cheia realizării independenței financiare. Ori ești hiperperformer, cum e Valentin, ori ești o persoană comună, cum sunt eu, dar reușești să faci economisire constantă, în cazul nostru, ca să discutăm de 100 de dolari timp de 25 de ani. Iar rata, ce faci cu banii ăștia, îi investești, cum spunea Dan, un 8% pe an este absolut realizabil și hai să vedem după 25 de ani unde ajungem. După 25 de ani, economisind bani la sumă de 100 de faci un pic un calcul, hai să vedem că am făcut calculele astea și ca să nu spun prostii, o să fac un share screen la prezentarea care am pregătit-o. Da? Deci, la o rată de economisire de 15%, 10-15%, cu 100 de euro investiți pe lună, timp de 25 de ani cu un randament de 8%, ajungi în jur la 88.000 de euro. Acum, ce ai putea să faci cu cei 88.000 de euro? Să îți cumperi o proprietate imobiliară care are, conform datelor de la imobiliare.ro, un randament net pe an de 6,5%. Ei au calculat și cu, au scos impozitele, tot felul de reparații și așa mai departe și au ajuns la un randament de 6,5%. Un randament real de 6%, adică dacă scazi inflația, te duce la un venit pasiv de 440 de euro pe lună. Da? Ok, deci 440 de euro pe lună după 25 de ani, dacă ai face o rată de economisire mai mare de 200 de euro pe lună și ai investi cu 8% randament, după 25 de ani ai avea două proprietăți de genul ăsta care ți-ar aduce 880 de euro pe lună. Acum, să fim serioși, 880 de euro pe lună, dacă tu ai un salariu de 4.000, e aproape cât salariul respectiv, da? Ajuns să ai, cu ghilimele de rigoare, o pensie la fel de mare. Și mai mult, Luca, te întrerup o secundă, hai să comparăm acest randament, această pensie în ghilimele obținută de tine cu pensia medie din România la un salariu de 4.000 de lei pe lună, care este mult, mult sub această valoare, da? Deci făcând un efort mic, dar făcându-l într-un mod organizat, ajungi ca, o mediu fiind cel mai mediu posibil din România, ajungi la o pensie pe care tu ți-ai produs-o și care este mult, mult peste pensia medie din România. Deci mie asta mi se pare noaptea minții. Cum să nu faci așa ceva când obții asemenea rezultate bune cu doar un efort mic? Da, da, e foarte bine, foarte bine spus. Sigur, trebuie făcut, făcut această comparație cu ce pensie vei avea după această perioadă de timp. Și dacă ți se pare 25 de ani mult, sunt tot felul de modalități prin care poți să accelerezi procesul și nu trebuie să fii super performer, încă o dată spun, poți să crești rata de economisire. Lucrul ăsta se poate întâmpla și îți spun din experiență personală că după ce copilul sau copiii tăi vor pleca de acasă, vei putea să crești foarte mult rata de economisire. Poți să folosești primele primite ca și angajat
ca să le pui în acest sistem de investiții. Sigur că da, dacă ești angajat și îți faci treaba cum trebuie, e aproape imposibil să nu îți crească salariul de-a lungul timpului. Deci și această creștere de salariu, măcar parțial dacă o pui la sumele respective lunare pentru a fi investite, scurtează perioada. Și eu recomand, pentru că eu asta am făcut, eu am pornit inițial în drumul ăsta obsedat de sursele multiple de venit care m-au adus după aceea pe drumul independenței financiare. Deci dacă ai și niște surse suplimentare față de job, cu siguranță acest timp va deveni tot mai scurt. Acum, cum faci cei 8% randament? O să afli și spre finalul webinarului. Dan și Valentin au și ei cursurile lor legate de acest subiect al investițiilor. Ideea de bază, încă o dată îți spun, dacă ce ți-a spus Valentin cu cei 5 ani în care a ajuns el independent financiar ți s-a părut imposibil de atins cu personalitatea ta și cu determinarea ta, păi eu zic aceste cifre și exemplu meu personal, că sunt un om obișnuit care am avut un copil și am avut, mă rog, un job obișnuit, e adevărat, nu ca angajat, ci ca liber profesionist, și care mi-am atins independența financiară în 20 de ani fără niște, eu știu, eforturi foarte mari. Ți-am arătat ție o modalitate, zic eu, simplă de a atinge acest lucru. Trebuie doar ceva determinare și disciplină, autodisciplină. Îți dai seama că probabil mulți dintre cei de aici, dacă de la webinarul nostru, dacă își doresc și au un efort în acest sens, pot să ajungă independenți financiar. Mulțumesc frumos! Mulțumim, Luca! Deci ăsta a fost mitul numărul 6. Dacă ești angajat, nu poți ajunge niciodată independent financiar. Da? Se referă la faptul că numai dacă ești antreprenor, deci ai venituri foarte mari, poți să faci chestia asta. Nu este deloc așa. Există angajați care ajung independenți financiar fără nicio problemă. Bun, dar ce se întâmplă dacă ai familie și copii, Adrian? Mai ai vreo șansă? Pot să completez aici ceva? Te rog. Atenție, 20 de ani, iarăși nu este o perioadă lungă. Într-adevăr, cum spune și Luca, e vorba de alegere până la urmă. Da? Dacă tu vrei să ai o viață mai liniștită, da? Mai, un drum mai lin, asumă-ți că o să-ți ia 20 de ani, ceea ce nu este mult, da? Contează și când te apuci. Am văzut niște studii ca aceia în SUA, ca aceia care se retrag la 55 de ani, au, nu știu, un expected life de 10 ani plus. Adică trăiesc cu 10 ani mai mult decât cei care se retrag la 65. 10 ani sau chiar mai mult, nu mai țin minte exact, dar minim 10 ani în plus trăiesc. De ce? Pentru că după o anumită vârstă, după 55 de ani, nu mai poți să tragi de tine așa de tare. Și, mă rog, munca nu mai este atât de ușoară, să zic așa, da? Deci ok, te bucuri de viață, îți crești copiii, te bucuri de hobby-uri mai mult, dar îți asumi acei 20 de ani. Alternativa, dacă vrei să rezolvi repede treaba asta, clar că nu merge cu salariul minim pe economie și cu stat la corporații. Știți, șeful îmi dați mai multe responsabilități și nu crește salariul sau nu-l indexați cu inflația. Nu, acolo trebuie să te duci pe alte direcții și să vii oarecum mult mai bătăios. Adică te duci de la altă corporație, adică fuck off sau, nu știu, în corporații, ca să ajungi la peste un nivel de manager simplu, trebuie deja să ai, nu știu, their politics, da? Sunt politici pe acolo, sunt networking, negocieri, trebuie să mergi cumva cu abilitățile și cunoștințele dincolo de ceea ce este evident, să zic așa. Bun. Adrian, cum stăm cu familia? Apropo de asta cu 20 de ani, că e mult sau puțin, și cumva ce ziceam și mai devreme, să te gândești de care parte a teșghiele ești. Unii se uită că durează 20 de ani până poți ajunge independent financiar, dar
v-aș invita să vă uitați și după pasul ăla, să vedeți și ceilalți 20 sau 30 de ani de, din partea cealaltă a Teșghele. Adică să vedeți ce înseamnă momentul de după. Și un exemplu interesant pe care l-am eu, nu neapărat legat de independență financiară, este cu un tip care a fost la mine la un curs și care avea un credit ipotecar. Luase vreo 65.000 să-și construiască o casă. Pe 30 de ani creditul ăsta devenea 130 și ceva, știți cum funcționează. Dar i-am arătat metoda de plată anticipată. Omul și-a făcut socotele, a zis, bă, mi-ar rămâne, adică n-aș mai da la bancă, că aceste avantaje nu le simți în buzunar instantaneu când faci plățile astea anticipate, dar el și-a zis, dacă aș grăbi pasul și aș plăti creditul ăsta în 7 ani în loc să-l plătesc în 30, n-aș mai da 55.000 de euro dobândă. Și băiatul s-a pus pe treabă, dar la ce mod? Eu i-am zis, bine, 55.000, poate să fie mult, poate să fie puțin. Ce ai face cu banii ăștia? Și el mi-a zis, având două fete ca și mine, bă, eu cu banii ăștia trimit copiii la o facultate bună afară. Deci asta e educația și viitorul copilului meu. Și asta este ceea ce eu numesc o ancoră emoțională și financiară, adică un obiectiv, că tot am zis, de ce vreți să faceți chestia asta? Pe când a zis el, asta e facultatea și viitorul copilului meu și nu vreau să-l plătesc la alții, în momentul ăla a fost stop joc. Da? Și într-adevăr, colegii făceau mișto de el și hai mă, ieși și tu, bă, dar chitros mai ești, nu? Hai mă cu noi în Grecia, hai cu noi. Da? Ideea e că omul și-a plătit în 7 ani, a economisit ăștia 53.000 de euro, cu care poate să facă ce își dorește acum, dar mai mult decât atât, prietenii lui care făceau mișto de ei mai au încă 23 de ani de plată la creditele lor. Și întrebarea e cine râde acum, știi? Într-un fel. Apropo de asta cu dacă se poate independență financiară când ai nevastă, soacră, cățel, purcel, copii și tot felul de tinichele online, școli online și alte chestii, se poate, dar cu o condiție, să trageți amândoi la aceeași căruță. Într-un cuplu este imposibil, asta pot să vă zic de acum, este imposibil ca independența cuplului să fie atinsă doar de unul dintre ei. Și că tot ai făcut referire la Thomas Stanley și la cartea lui Milionarul de lângă noi, unul din lucrurile comune acestor milionari obișnuiți a fost faptul că, dacă vă invit călduros să citiți cartea, cred că o am și pe aici, asta este, da? Trăsătura comună acestor cupluri obișnuite de angajați, da, deci nu a fost niciunul, n-au vândut companii la Google, n-au descoperit Tesla și alte chestii. Soțul era foarte bun producător, soția era foarte bun administrator a banilor. Da? Deci unul producea ca lumea și celălalt îi ținea spatele și se ocupa de partea de... Adrian, au crezut că spui că soția era o foarte bună consumatoare a banilor. Ideea este că într-un cuplu să tragă amândoi cai la aceeași căruță, copiii pe de o parte... Poți să-i iei ca pe un motiv și să zici, bă, eu nu pot, că am doi copii, ăștia îmi cer iPhone, îmi vor Adidas, am descoperit și eu că există Adidas de 26 de milioane. În fine, le-am zis fetelor, băi fetelor, în principiu Adidas n-ar trebui să coaste mai mult decât picioarele. Da? Deci, hai să ne înțelegem. Și la fel, hanoracul n-ar trebui să coste mai mult decât copilul din el, cât de cât, pe cât posibil, da? Ceasul să nu coste mai mult decât mâna și dacă respectăm aceste principii în viață, eu cred că suntem ok. Bun. Deci copiii pot să fie un motiv și să zicem, bă, n-avem cum, deci chiar nu mă descurc, nu se poate, sau poate să fie o motivație foarte puternică. Da? Depinde iarăși foarte mult de care parte a baricadei. Puteți să o faceți pentru copiii voștri și apropo de chestia asta cu începutul de vreme. Eu am început investițiile cu fetele mele care au 12 și 14 ani, le-am început acum 3 ani și ceva. La ce mod? Le-am arătat diverse modalități prin care bănuții lor din pușculiță pot să-i pună să producă într-un fel sau. Au fondurile mutuale în care alimentează în fiecare lună, din alocațiile lor, sunt puse pe automat, deci nici nu simt măcar, nu trebuie să fac, apropo de disciplină și de... să ai consecvență.
puțină lume are consecvență să lună de lună, lună de lună. Automatizați, fraților. Scoteți-vă din ecuații, că de cele mai multe ori pericolul independenței este să uită în oglindă la voi. Da? Deci pericolul independenței voastre se uită în oglindă. Copiii pot să fie un motiv ca să n-ajungi acolo sau pot să fie o motivație ca să ajungi acolo. Pot să implici și pe ei în călătoria asta, la rândul lor să-și construiască propria independență financiară mai devreme. Deci știți cât de important e să încep devreme. Imaginați-vă cineva care începe la 8 ani. Da? Dincolo de faptul că aș vrea să nu locuiască la mine în Beci la 20 de ani. Adică aș vrea să-i văd la ei, să-și vadă de viața lor. Deci am un dublu interes, da? să rezolv și treaba asta. Dar când vine vorba de familie, poate să fie o soluție foarte bună dacă amândoi trag la aceeași căruță și mulțumesc Dumnezeu că am o nevastă care privește lucrurile în același fel cum le văd și eu. Lucrurile astea ar trebui discutate chiar dinainte de căsătorie, ca să înțelegi cu cine te... Dacă ai un sabotor în casă, zi de zi, nu vei reuși. Asta ți-o garantez. Însă, dacă ai pe cineva care trage cot la cot cu tine și vede lucrurile, apreciază aceleași valori și convingeri apropiate, se poate crea un context foarte interesant. Puteți primi ajutor din mai multe părți, de la bunici, de la socri, fiecare să contribuie, fiecare să vă sprijine. Da, adică se creează o, cum se cheamă aia, entropie sau cum se cheamă? Sinergie. O sinergie, așa. Entropie e pe nasoale, sinergie. O sinergie din care o să-ți vină chiar mai ușor. În partea cealaltă, dacă ai pe unul care te tot comentează și îți dă la joale și te sabotează, așa, evident că n-ai cum să ajungi. Dar împreună, cred eu că e mai simplu. Așa, aș mai vrea să mai adaug ceva la ce ai spus tu, Adrian, dacă e ok. În general, toate calculele care le facem noi sunt făcute pentru o persoană. Zici, cât pot să economisesc eu ca să ajung să ajung independent financiar. Dar dacă încep să faci calcule pentru o familie unde sunt două persoane care câștigă, lucrurile stau mult mai interesant și mai bine. De ce? Pentru că nu e nevoie de două case în care să stai. Ai o singură casă. În general, cum se zice, la o oală, dacă mănâncă o persoană, mai poate să mai mănânce încă o persoană. Deci lucrurile automat se optimizează în sens pozitiv când ești într-o familie. Dar pentru asta, cum spuneai tu, trebuie să ai un partener de viață care să fie în aceeași direcție cu tine, să fie și el o sursă de venit importantă din familie și mai ales cel mai important este să fie pe aceeași lungime de undă cu tine la cheltuierea banilor și la managementul investițiilor. Bun, mulțumim mult! Cred că e rândul tău, Valentin. Sau mai e și o altă variantă pe care, mă rog, vreau să o aduc, mă rog, doar să o punctez. Sunt cupluri în care cei doi sunt complementari absolut 100%, în sensul în care unul este obsedat de a face bani și aia face, iar celălalt este, n-aș zice obsedat, dar nu are atracția asta spre business, spre bani și place, nu știu, mai mult să creeze un cămin frumos, o familie, copii, să facă frumos în casă. Și în felul ăsta, ăla care oricum e obsedat de bani, are, nu știu, un cămin călduros și o susținere în familie, ca el să se concentreze, să ofere familiei tot ce are nevoie. Iar celălalt poate să își ia grija asta banilor din cap și să se ocupe de ceea ce îl atrage sau o atrage cel mai mult. Deci e și varianta asta. Dintre toate variantele, toate sunt la fel de bune, dar lucrul esențial e ca cei doi să aibă o relație frumoasă, să se iubească cu adevărat. Pentru că neînțelegerile în cuplu, indiferent că amândoi câștigă mult, câștigă puțin, whatever, este cel mai mare blocker în drumul spre independența financiară. Da? Dacă nu te înțelegi în cuplu, nu prea ai cum să ajungi, pentru că se cade energie tot timpul, ești în conflicte, în certuri, în alte probleme. Pe de o parte ai de luptat cu exteriorul, da?
să găsești oportunități, să evaluezi riscurile, să te ferești de aia, să te protejezi, să te informezi, să te educi. Și e greu când ai de luptat și cu interiorul. Știi? Adică cetatea pică instantaneu. De obicei cam așa se întâmplă, din interior pică și cetățile și imperiile și ce vreți voi. Exact. Lucrurile se dizolvă și se destramă din interior. Tot, nu? Exact. Câtă vreme cetatea este puternică, în interiorul cetății cei doi se organizează în felul în care ei se înțeleg să se organizeze. Poate să fie unul mai ofensiv, unul mai defensiv. Amândoi ofensivi, habar n-am, amândoi defensivi. Da? Dar important e ca acolo să fie căminul, să fie siguranța și locul în care se reîncarcă amândoi. Da? Exteriorul, cum spune și Adrian, este ostil de multe ori, interiorul să fie cât se poate de hrănitor. Ok, bun. Dan, trecem la următorul mit. Eu da, Valentin, te ascultăm. Bun. Sper că nu v-am speriat cu primul meu mit. Dacă poți să ajungi repede independent financiar, dar trebuie să faci și să dregi și să nu știu ce. Pentru că, în realitate, lucrurile sunt mult mai simple de atât. Mitul pe care vreau să-l discut este că ai nevoie de abilități deosebite pentru a deveni independent financiar, da? Sau, cum spunea Luca, să fii high performer. În realitate, aceste abilități deosebite sunt mai ușor de atins și mai ușor de obținut decât pare. Nu sunt abilități de genul, sau nu știu, calități de genul să ai un IQ de geniu, da? Unde te-ai născut, așa te-ai născut, asta e. Nu te-ai născut mai sărăcus cu duhul, asta e, mai ce să faci, da? Sau, mă rog, ai un IQ mediu, cam asta este, numai cum să-l crești foarte mult. Alte abilități sunt mai importante decât IQ-ul, sunt mai importante decât, nu știu, arăți bine, ești înalt, ești frumos, ești nu știu cum. Sunt mai importante și decât, nu știu, te-ai născut într-o familie bogată sau într-o familie mai puțin bogată. Important e ca acea familie să fie dezvoltată emoțional și deja ai 20 de ani în plus față de oricine altcineva. Dar asta este o altă discuție. Ok, de ce abilități ai nevoie pentru a ajunge independent financiar? În primul și în primul rând, o să vă dau câteva profesii pe care le-am scris din memorie cu persoane cu care am lucrat unul la unul până acum. Ori unul la unul, ori i-am văzut în sală, în cursuri. Ideea e că am avut o anumită discuție, conversație cu ei. Și să-mi spuneți voi dacă aceste profesii sunt chiar atât de wow toate sau sunt relativ obișnuite. Toți oamenii ăștia sunt ori independenți financiar, ori în drumul spre independența financiară ca lumea, adică cu strategie, cu pași, cu fiecare lună, fac lucruri și au o anumită certitudine că vor atinge acel prag. Și avem așa, șoferi de tir, marinari, nu toți ofițerii, gen capitan de vase și așa, lucrători în industria beauty, nu știu, coafor, unghii, gene, sprâncene, bla bla bla, freelanceri fără facultate terminată care fac tot felul de joburi de design, web, de grafică, de copywriting și așa mai departe. De asemenea, profesii clasice de genul IT-ști, manageri, directori, avocați, ingineri, economiști, profesori de școală, muzicieni, medici, polițiști, militari, agenți imobiliari. Și de asemenea, antreprenori de toate ariile. Da? Plus angajați simpli în diverse departamente ale corporațiilor, de la marketing, HR, procurement și așa mai departe. Da? Deci oameni cu diverse tipuri de profesii care sunt foarte implicați în drumul lor spre independența financiară și sunt pe strategie. Da? Deci nu știu că mai au 5 ani până ajung, 15 ani, 4 ani, 2 ani, 7 ani. Dar ideea e că la ei, dacă nu vine un meteorit peste România și o distruge cu totul, ei o să ajungă acolo cu mult înaintea, nu știu, unei vârste de pensionare. Ce abilități cred eu că sunt necesare pentru a ajunge independent financiar și o să vedeți că nu sunt atât de extraordinare. Sunt următoarele și am selectat 5, foarte importante.
Prima și poate cea mai importantă este strategia. Da? Dacă nu ai o strategie sau încă, nu știu, variezi între, ok, să fac aia, să mă fac antreprenor, să mă fac freelancer, să fac forex, să cumpăr pe Amazon produse și nu, să vând pe Amazon produse. Deci încă am așa un haos în strategie, atunci pur și simplu pierdem vremea. Da? Important este să-ți alegi o strategie și să o începi să o urmărești. Pentru că orice strategie are nevoie de timp pentru a-ți aduce rezultatul. O strategie simplă este cea pe care am prezentat-o eu mai devreme. Cea cu 90% din efort se ducă spre partea de venituri active, economisirea e automată, investițiile sunt automatizate iarăși. Partea a doua și aproape la fel de importantă, poate chiar la fel de importantă, este inteligența emoțională și echilibrul emoțional. Dacă ești dezechilibrat emoțional, ceea ce nu e un lucru mai puțin, prea puțin comun. În realitate, foarte mulți dintre noi, nu știu, marea majoritate, avem dezechilibre emoționale. Suntem, nu știu, triști, suntem furioși, suntem, nu e vorba de boli psihice, ci dezechilibre emoționale care ne consumă foarte multă energie și timpul. Da? Ori avem o problemă cu furia, cu tristețea, cu emoția, nu știu, ura, nu știu, lipsa de speranță, avem probleme în cuplu, avem probleme cu, nu știu, familia, cu părinții, lucruri de genul ăsta. Gândiți-vă că lucrurile astea nu doar că ne afectează calitatea vieții, dar ne ia foarte multă energie, deci ne consumă. Emoțiile consumă energie ca locomotiva, da? Și nu ai de unde să pui tu 90% din energie pe creșterea veniturilor când tu ai 90% din energie consumată de, nu știu, tot felul de probleme, nu știu, nu te înțelegi bine cu nevasta, de exemplu, da? Sau nu ai conflicte cu copiii tăi, nu știu, au devenit foarte răsfățați și te seacă de energie, da? Deci, partea asta, dacă nu o aveți, și nu e o rușine, că nici eu n-am avut-o, dacă nu o aveți de la părinți, părinții, dacă sunt ei echilibrați emoțional, o să transmită acest lucru și copiilor, iar copiii acelor părinți au un avans de minim 20 de ani față de toți ceilalți, da? Efectiv în viață. Adică ei au pus mâna pe Dumnezeu. Da? 99% dintre noi n-am avut norocul ăsta, ceea ce este ok. Dacă vrei să lucrezi pe partea asta și te sfătuiesc să faci, caută și găsește un psihoterapeut, un psiholog bun cu care să lucrezi și să te dezvolți emoțional, să îți te echilibrezi emoțional și lucrează pe termen lung. Unde îl găsești? Nu știu, aici tu trebuie să cauți, testezi până găsești pe cineva. Dar vă garantez că o să fie cei mai bine investiți bani ever. Bun, am trecut și de partea emoțională. Punctul 3 este un punct pe care poate să-l respecte absolut oricine și e foarte simplu, seriozitatea în activitatea pe care o faceți. Pe mine m-a ajutat foarte mult în orice rol și ca investitor și ca angajat și ca freelancer și ca antreprenor, da? Cuvântul respectat. Dacă spun că, nu știu, intru la ora cutare, ok, eu întârzi câteva minute de obicei, bă, da, intru. Și Dan poate să confirme că lucrează cu mine de 3 ani sau mai mult. Dacă spun că fac ceva, o fac. Dacă fac o promisiune, o îndeplinesc. Deci am această rutină din a-mi îndeplini tot timpul sarcinile și de multe ori mă simt rău, nu pot sau sunt foarte obosit, mă, dar tot o fac. Și lucrul ăsta, realitate, mi-a adus foarte mulți bani, chestia asta. Faptul că oamenii știu că, băi, Vali face. Bun. Și asta se aplică în absolut orice profesie. Și dacă ești, nu știu, făcător de cuie, antreprenor de cuie. Dacă tu livrezi tot timpul cuiele pe care ai promis că le livrezi și la calitatea la care ai promis că le livrezi, tu vei face o căruță de bani. Asta este. Bun. Punctul 4. Perseverență. Odată ce ai ales o strategie, ai analizat-o bine. Dacă tu faci acea strategie câteva luni după aia te plictisești, nu o să se întâmple nimic.
banii vin din a face, a aplica o strategie mult repetitiv, over and over again. Uite, cum a dat Luca exemplu cu acei, nu mai știu câte sute de euro, 200 de euro sau cât a spus, că investești cu 8% randament. Dacă tu faci chestia asta lună de lună, an de zile, vei ajunge. Dacă o faci doar 6 luni și după aia te gândești, dar ce ar fi să-i pun în Forex totuși, că poate e o idee bună, o să îți întrerupi șirul crescător. Și mă rog, o să pierzi banii și o iei de la capăt după aia. Și al cincelea lucru, un lucru foarte puțin evident, este smerenia. Ce înseamnă smerenia? În niciun caz nu înseamnă să te tăvălești pe un genunchi pe acolo, pe la toată lumea în față, da? Sau să fii umil, sau, oh, vai, eu săracul de mine, sau eu nu știu foarte multe. Smerenia înseamnă să ai acea atitudine prin care tu știi că nu ești buricul pământului. Adică nu sunt eu cel mai deștept, cel mai înțelept, nu am eu toate răspunsurile și mai mult tac, să aud ce spun și alții, da? Să mă to question, știi, să îmi pun întrebări tot timpul. Ok, ce are omul ăsta să spună și eu nu știu și mi-ar fi de folos, da? Sau, uite, eu aleg strategia asta, nu am certitudinea că este cea mai bună, dar raționamentul meu îmi spune că este suficient de bună, e posibil să mă și înșel, da? Tot timpul să zici, ok, bursa o să crească, e posibil să mă și înșel. Ce fac dacă mă înșel, da? Ce fac dacă am dreptate și tot așa. Deci partea asta de smerenie cumva îți deschide calea învățării. Hai să-l ascult, uite, webinarul ăsta pe Dan. Ce are omul ăsta să spună? Poate îmi folosește și mie. Eu știu ce are Dan să spună, cred că 95%, că am făcut la webinari împreună și la chestii împreună, încât nu, l-am auzit mă rog, mii de ore, nu știu. Dar îl ascult. Păi ce are omul ăsta? Poate acum a avut o revelație nouă. Și din acea revelație, nu știu, eu câștig o grămadă de bani după aia, da? Sau îmi cresc veniturile. Să rămâi, exact, că bine scrie cineva aici, să rămâi toată viața un elev. Am un client absolut superb, nu știu dacă este în webinar, probabil că este. Deci omul ăsta este super manager la un șef corporație, mai țin de exact. E sub un manager din director, whatever, mare așa. Și cred că a cumpărat toate cursurile mele și ale partenerilor mei și tot timpul participă la webinarii și ne ascultă și așa. Știi, și mă gândeam, bă, dar stai că tu ai învățat tot ce avem noi de spus și ești super șmecher, da, ai și o căruță de bani. Și ești super investitor în imobiliare și tu ne asculți în continuare. Și culmea e că averea lui tot sporește, știi? E, pe de altă parte, vin unii tinerei care au învățat ei de Bitcoin și de Tesla și îți dau cu flip. Bă, lasă-mă cu ce tâmpenii ai tu de zis acolo, că eu știu. Lasă-mă cu ETF-urile și cu alea, că eu sunt mai deștept decât tine. No, acum smerenia asta îți aduce dividende bune pe termen lung, aroganța, în schimb, te face să pierzi. Bun. Cam atâta cu abilitățile. Deci, vedeți că foarte multe abilități țin de partea de perseverență și de partea de dezvoltare personală, până la urmă. Plus strategia, care este, nu știu, 20% din totalul drumului. Mulțumim foarte mult, Valentin. Iată că timpul trece destul de rapid. Ne apropiem și noi de ultimele mituri. Luca, numărul 8. Pardon, 9. Da, numărul 9. Independența financiară se obține doar prin investiții sigure. Pentru a vedea dacă acest mit este adevărat sau nu, o să încerc să găsesc prima dată ce înseamnă investiții sigure. Investițiile sigure sunt cele garantate de stat și nu există decât două tipuri de investiții, după cunoștința mea, dobânzile bancare la depozite, care sunt garantate de fondul de garantare a depozitelor bancare până în 100.000 de euro la o bancă, și titlurile de stat. Hai să facem niște simulări.
De până la depozite este la ora actuală în lei în jur de 2,5% pe an, dar avem și un impozit de 10% care se trage la sursă, deci nu vezi 10% din acești bani pentru că îi transmite direct banca către bugetul de stat. Și în plus mai avem și inflația prognozată, adică erodarea valorii banilor de-a lungul timpului. Pe anul 2020 inflația prognozată este 2,8%. Din start, dacă te uiți, vezi că 2,8% e mai mare decât 2,5%. Ca atare ești pe câștig negativ. Deci dacă crezi că investiția sigură denumită dobândă la depozitele bancare o să-ți aducă vreodată independența financiară, îmi pare rău, este o informație eronată. Hai să trecem la cea de-a doua modalitate, titlurile de stat. Am luat ca exemplu titlurile de stat care au fost nu de mult oferite populației, deci populația a putut să cumpere titluri de stat. Am luat pentru titluri pe 2 ani, sunt și pe 3 ani, ca să nu fie ceva foarte, foarte, deci un randament care să te gândești că e foarte mare, un randament mediu de 4% pe an. La titlurile de stat, impozitul este zero și avem, cum spuneam, o inflație prognozată pe anul acesta de 2,8%, deci avem undeva un câștig real de 1,2%, deci este ajustat cu inflația. Dacă ai vrea să obții un venit pasiv de 5.000 de lei pe lună, îți trebuie cam 5 milioane de lei, grosomodo, am dat niște cifre aproximative, deci niște ordine de mărime ca să înțelegi ideea, să cumperi titluri de stat în valoare de 5 milioane de lei, deci aproape 1 milion de euro. E o cifră foarte interesantă. De ce? Pentru că dacă te gândești că trebuie să strângi un milion de euro, în 30 de ani îi poți strânge dacă pui lună de lună deoparte 2350 de euro în aceste investiții, la o dobândă, cum a spus, reală, adică ajustată la inflația de 1,2%. Întrebarea este, poți să faci lucrul ăsta? Și dacă poți, vrei să faci lucrul ăsta? Să folosești aceste investiții sigure ca să-ți aducă independența financiară. Eu zic că mai degrabă ar fi bine să te îndrepți spre niște modalități de investiție care îți aduc câștiguri de 6-8%. Cum am spus mai înainte, este o chestie absolut fezabilă și o să afli mai multe dacă vei cumpăra niște cursuri făcute în România sau pe alte meridiane. Îți recomand cursurile din România pentru că sunt ancorate în realitatea noastră și o să vezi, avem și o surpriză despre care o să-ți vorbesc, dar mai încolo. Mulțumesc! Mulțumim, Luca! Avem foarte multe întrebări foarte interesante pe fereastră de chat. Nu vă panicați că în circa 3 minute sau 4 vorbim despre ele. Le-am notat și pe cele despre asigurări cu componentă de investiții. Doar că nu putem da un răspuns de genul da sau nu, atâta tot. Dar chiar cu mare drag vom vorbi despre ele. Și ultimul mit, căci iată ne apropiem aici de final, este oarecum în oglindă cu mitul de care a vorbit Luca. El s-a referit la investițiile sigure, pentru că mulți investitori au un profil de risc conservator, poate chiar aș spune eu inexplicabil de conservator sau poate neinformat de conservator, care nu acceptă niciun risc, absolut niciun risc. Ceea ce pe termen lung nu este un lucru profitabil, după cum a arătat și Luca. Ei bine, întrebarea clasică a românilor. Asta, nu știu, investiția asta aduce 8%. E garantată? Vezi, asta este chestia. În niciodată investițiile garantate nu sunt făcute ca să ai profituri reale, sunt făcute doar ca să-ți conservi valoarea banilor. Discutabil dacă o conservi sau dacă nu mănâncă din ei inflația mai mult decât aduce acel randament, discutabil, dar asta este o mare păcăleală. Ei bine, mitul numărul 10 zice că poți să atingi independența financiară doar dacă îți asumi riscuri mari. Da?
De ce? Pentru că dacă ai riscuri mari, ai câștiguri mari, nu? Asta știe toată lumea. Și atunci îți asumi niște riscuri mari, faci tu niște investiții super, super profitabile, dar riscante și iată că treci linia de final cu brio, atingi independența financiară. Vreau să vă spun că ăsta este un mit mai periculos, mult mai periculos decât cel cu investițiile sigure. Pentru că cel cu investițiile sigure, e, ce o să se întâmple cel mai rău caz? O să rămâi cu niște bani acolo, la bancă sau în titluri de stat, care poate o să ai, o pierdă din puterea de cumpărare sau o să-și mențină puterea de cumpărare, dar măcar rămâi cu banii ăia, nu sunt banii tăi. Dacă tu te bagi la niște investiții foarte riscante și vedem în permanență, cum spuneam mai devreme cu vânzătoarea Maria, care a făcut aseară un profit de nu știu câte sute de euro tranzacționând în piața Forex sau tranzacționând în, nu știu, instrumente derivate sau tranzacționând criptomonede fără să cunoaștem absolut nimic despre ele. Astea sunt metode de a-ți distruge portofoliul. Este exact ca la ruleta rusească. Gândește-te că poți participa la un joc de ruletă rusească odată și să scapi cu viață. Poți de două ori și chiar să scapi cu viață, da? Dar omul ce înțelege? Zice, păi stai nițel, înseamnă că eu, dacă am supraviețuit de două, trei ori, înseamnă că eu am noroc, eu știu cum să face chestia asta. Și atunci dacă vei face chestia asta de suficient de multe ori, 100% vei sfârși prin a-ți zbura creierii. Nu? La fel se întâmplă și cu instrumentele foarte riscante. Este cea mai mare greșeală să-ți asumi riscuri mari. De ce? Pentru că ai un portofoliu mic și atunci te gândești că doar investițiile cu un profit foarte bun te vor face să avansezi. Este cea mai mare păcăleală. Chiar am un prieten care spunea că a început să tranzacționeze instrumente derivate pe criptomonede, ceea ce e absolut crazy, și că ajunsese la un moment dat la 500, 5.000 de euro, după care evident că i-a pierdut, pentru că este doar o chestie de timp, mai devreme sau mai târziu, dar cu siguranță la un moment dat îi vei pierde. Se va întâmpla acel eveniment neprevăzut, acea lebădă neagră și tu îți vei pierde tot portofoliul. Și când l-am întrebat de ce s-a băgat în asta, zice, păi oricum aveam un portofoliu mic, 500 de euro. Păi bun, și ce e mai bine? E mai bine să investești 500 de euro cu șansă de a-i pierde 99,99% sau să investești cu șanse 99% ca pe o perioadă de 20 de ani ei să producă randamente pozitive, real pozitive și să-ți aducă profituri bune și, de ce nu, chiar independența financiară. Mie mi se pare efectiv noaptea minții. Este ca și cum ai traversa autostrada în fugă, cu ochii închiși, încercând să ajungi ok pe partea aia. S-ar putea să-ți iasă o dată, s-ar putea să-ți iasă și a doua oară, dar nu te poți baza pe chestia asta, da? Investiții profitabile este o chestie. Ce profituri vorbim? Păi 7, 8%, 9%, poate chiar 10%. Sunt randamente medii care se obțin în mod normal dintr-un portofoliu diversificat și vă recomand cartea lui Tony Robbins, unde apare Money Master the Game, unde apare portofoliu propus de Ray Dalio. Este un portofoliu extrem de bine diversificat și care aduce în jur de 9% pe an în dolari. Și este total aiurea să-ți propui să investești în instrumente cu riscuri mari pentru că ai putea obține niște profituri mari, pentru că ele 100% te vor duce la faliment pe termen lung. Pentru că este, cum să spun, este matematic. Riscul acela pe care ți-l asumi, la un moment dat se va materializa. Și problema nu este că vei pierde, știu și eu, niște procente. Nu. Riscul este atât de mare încât vei pierde tot portofoliul. Și atunci nu merită. Îmi spunea un prieten, apropo, vorbeam despre șansele de, procentele de deces din coronavirus, și el îmi spunea, domnule, dacă ai avea o căciulă și în acea căciulă ai avea 100 de bilete, pe 99 din bilete scrind trăiești, și pe al 100-lea scrind ai murit în secunda aceea. Ce ai face? Ai avea curaj să bagi mâna și să tragi un astfel de bilet? Gândiți-vă că la fel se întâmplă și cu independența financiară. A, ți-a asuma riscuri nebunești
nu face decât să împingă acel deznodământ al falimentului, al ajungerii pe zero, un anumit interval. Pot să fie 6 luni, un an, un an și jumătate, dar cu siguranță se va întâmpla ceva și vei pierde toți banii respectivi. Bun. Luăm imediat întrebări. Ce vreau eu să vă spun este că în ceea ce privește acest concept de independență financiară, avem mult mai mult decât doar investiții sau doar mindset sau doar finanțe personale. Avem combinația între ceea ce se cheamă soft skills, acestea de mindset, de dezvoltare personală, și hard skills, care sunt cele legate de cifre, de finanțe, de investiții. Și, sincer vorbind, întotdeauna este greu să le găsești într-o proporție convenabilă la un loc, astfel încât să le poți să le pui în aplicare. Și ăsta este motivul pentru care, împreună cu colegii mei aici de față, speaker, ne-am gândit ce am putea noi să facem ca să venim în sprijinul cursantului român într-un mod eficient, cum am putea noi să îmbinăm aceste skill-uri, aceste abilități de genul mindset și dezvoltare personală și credințe limitative și inclusiv zona aceea de psihologie de care vorbea Valentin, pe care eu personal o cunosc foarte bine și sunt extrem de acord, cum am putea să le îmbinăm cu zona aceea de finanțe personale și investiții, astfel încât să fie o poveste care să înceapă de la A și să ajungă la Z, o poveste coerentă care să make sense, cum se spune, și care să fie și eficientă, să fie și scurtă și să fie și aplicabilă, pusă ușor de practic de toată lumea. Știm că spară foarte multe condiții care trebuie îndeplinite, dar noi credem că noi suntem convinși că am găsit soluția și vă prezentăm această soluție sub forma unui nou produs educativ care se numește Independent Financiar, de la idee la rezultat. Este un curs, așa cum probabil că v-ați obișnuit, ce ar putea să facă educatorii financiari decât un nou curs. Îl găsiți pe ideișibani.ro dacă intrați pe site, aveți acest banner și dacă faceți click pe el, este un curs în care am încercat să condensăm toate aceste idei la maxim. Este un curs cu durata de o singură zi, nu am vrut să ne tindem pe mai mult, am vrut să condensăm absolut ce este minimorum strict esențial, dar totuși ceva care funcționează și poate fi aplicat de fiecare dintre noi la modul practic. Așa că vă propunem pe 21 noiembrie, sâmbătă, să petreceți o zi alături de noi în care să trecem pas cu pas prin toate aceste etape. Pornim exclusiv de la zero, fără să presupunem nimic, niciun gen de cunoștințe, și noi vă promitem că veți primi tot ce este necesar pentru a porni pe drumul spre independența financiară și chiar a ajunge la rezultat. În partea de început avem problemele cu care se confruntă omul mediu din România și soluția pe care noi vă propunem sub forma aceasta a cursurilor, unde îmbinăm atât zona de dezvoltare personală, cât și zona de noțiuni tehnice, anume cum să faci. Începem prin a examina relația pe care o avem cu banii noștri, care de obicei este o relație plină de tensiuni, plină de greutăți, plină de conflicte, este o relație conflictuală. Vorbim despre înțelegerea cu adevărat a independenței financiare. Aici, în primele două, ne referim la zona aceasta de soft skills, de programe pe care noi le rulăm în subconștient, programe care ne împiedică să ajungem la ținta noastră. Mai știe cineva cum era atunci când ne pregăteam pentru un examen și ne așezam la birou și începea banii să făceau sete, banii să făcea foame, banii aduceam aminte că avem ceva foarte important de făcut, ba suna telefonul, nu știu, ceva în permanență se întâmpla, poate că nu
Așa se întâmpla la voi, la mine recunosc că de obicei cam asta era regula. Ceva care mă tot împiedica și când mă uitam la ceas, era miezul nopții și eu încă nu mă apucasem să învăț ce avem de învățat. Sunt programe sabotori care lucrează în subconștientul nostru și care ne împiedică să facem exact ce ne dorim mai mult, exact ce avem impresia că ne dorim mai mult. Și despre asta vom vorbi în primele două cursuri și despre modul practic cum putem să-i cunoaștem pe acești sabotori și cum putem și credințe limitative și cum putem să-i depășim, pentru că asta este cel mai interesant. Vom continua cu zona de optimizare a finanțelor personale, creștere venituri, scădere cheltuieli, rată de economisire, am văzut cât de importantă e și, bineînțeles, câteva noțiuni de budgeting și după aia ajungem în zona de hard investing, în care ne referim, ok, bun, am înțeles ce e de făcut, eu cum îmi fac un portofoliu de investiții, în ce pot investi, care sunt riscurile, care sunt beneficiile, ce trebuie să știu dacă sunt începător sau mediu. Bineînțeles, dacă investești deja de 5 ani și ai un portofoliu diversificat, această zonă probabil că nu va fi pentru tine. Probabil că vei avea nevoie doar de zona de la început, pentru că deja te pricepi la astfel de instrumente. Deci vom vorbi despre instrumente cu venit fix, de tipul titlurile de stat, obligațiunilor municipale și corporative și, bineînțeles, ETF-uri pe astfel de obligațiuni și titluri de stat. În continuare vom vorbi despre bursele de acțiuni, unde avem atât acțiuni cât și indici bursieri din România, din străinătate și de ce nu câteva ETF-uri pe acțiuni și avem zona de investiții imobiliare pentru că, nu e așa, imobiliarele sunt cele mai cunoscute investiții în România, sunt foarte populare și de ce nu sunt extrem de folositoare pentru ceea ce înseamnă independența financiară. Eu unul recunosc, cea mai mare parte a portofoliului meu este deținută în investiții imobiliare și chiar funcționează. Și în final luăm toate aceste instrumente, luăm toate aceste obiecte, cunoștințe acumulate și le punem cap la cap. Pornim de la DC-ul personal, de la motivație, pentru că ea este cea mai puternică. Fără o motivație puternică nu vei reuși să treci prin acest proces care poate să dureze 10 ani sau 20 de ani, nu? Independența financiară. Ajungem la zona de finanțe personale de care vei avea nevoie, indiferent dacă ești sau nu ești independent financiar, pentru că fără a-ți organiza bine finanțele personale, oricum ești pierdut, și ajungem la punerea, cum anume să pui în practică un portofoliu, cum îl construiești și după aia cum ajungi la zona de venituri. Chiar am avut niște întrebări foarte interesante. Există ETF-uri, fonduri de investiții cu acumulare care nu distribuie dividende și există ETF-uri cu distribuție de dividende. Cum trecem de la unul la altul? Și sfatul meu este treptat. Așa cum am intrat într-o investiție, la fel ieșim din acea investiție, trecem treptat și în orice caz nu ne stresăm foarte mult pentru faptul că plătim 10%, atenție, 10% un impozit pe profituri, mai ales că în țările occidentale să plătesc impozite de 30-40% fără nicio problemă. Deci măcar dacă, cum se spune, trăim în România și asta ne ocupă tot timpul, să ne bucurăm și noi de niște impozite mai micuțe. Iar în final avem o sesiune bonus de întrebări și răspunsuri la care vom participa toți patru și care este dedicată în exclusivitate celor care sunt foarte implicați în aceste subiecte. Ăștia suntem noi, cei patru care au speriat vestul și câteva cuvinte ale cursanților. Le mulțumim foarte mult pentru testimonialele lor. Sigur că avem și aici mai multe variante pentru cei care doresc varianta minimală, doar participarea la curs și materialele suport. Avem un preț promoțional în această perioadă, pachetul Silver. Pachetul Gold este un pachet mai special în care, pe lângă înregistrarea cursurilor și sesiunea de Q&A, noi vă propunem să fim alături de voi pe parcursul acestui drum. De ce? Pentru că este un drum lung, pentru că este un drum anevoios, pentru că puteți să vă
întâlniți cu probleme așa cum ne-am întâlnit noi din plin și pentru că este util să ai pe cineva să te sfătuiești și atunci acest pachet Gold conține mult mai mult, dar o să-l rog pe Luca să ne prezinte cu ce vine acest pachet de suport exclusiv, i-am spus noi, și bineînțeles pentru cei mai dedicați care doresc să afle cum pot ei pune în situația lor personală, particulară, practică aceste lucruri, vă oferim o ședință 1-1 cu mine și cu Luca, în care putem vorbi fix despre aceste lucruri. Mai avem o super ofertă în final, avem un discount suplimentar față de aceste prețuri pe care este disponibil doar pentru voi și doar pentru în următoarele 24 de ore, dar vă rog, lăsați-mă să îl rog pe Luca să ne spună ce este cu acest program de suport și care este scopul lui, cum se desfășoară. Da, o să îmi pun și eu exact ecranul tău și vreau să spun și să-l completez un pic pe Dan. Am vrut să facem acest eveniment să fie altceva decât o prelegere, altceva cu față de ce sunteți voi obișnuiți poate la anumite cursuri. În primul rând, nu vor fi numai prezentări de informații, ci va fi un format interactiv. O să vedeți că va fi un vorbitor principal la acele teme, dar noi ceilalți, sau măcar o parte dintre noi, vor fi prezenți la acele prezentări și vom încerca să aducem în timp real îmbunătățiri și să comentăm ceea ce se spune de către vorbitorul principal. Dar mai mult decât atât, în momentul în care Dan mi-a spus de acest proiect și pentru mine m-a lovit în punctul sensibil, pentru că eu sunt un extraordinar de pasionat de această independență financiară, m-am gândit că trebuie să facem mai mult decât atât. Subiectul este mult prea important pentru multă lume încât să nu acordăm și un sprijin care să fie de-a lungul timpului după ce s-a terminat acest eveniment. Și pentru aceasta m-am gândit că este foarte important să avem în primul rând un grup de Facebook, care va fi un grup evident restricționat la cei care participă la program, în care ne vom întâlni cei care sunt participanți la acest program împreună cu mine și cu Dan. Sigur vor participa și ceilalți trainer și în care vom încerca să dăm suport de-a lungul timpului, pentru că noi am dorit ca acest eveniment de independență financiară să fie făcut an de an și până la următorul eveniment dorim să fim alături de voi, cei care v-ați arătat dorința de a învăța pe acest domeniu. De ce? Pentru că știm din experiență că de multe ori pe parcursul lunilor sau anilor, acea dorință de a face, acel entuziasm inițial începe să apună încet încet și atunci e nevoie de cineva care să vă sprijine. Și mai mult decât atât, vom avea webinarii periodice, gratuite, bineînțeles numai pentru cei care participă la acest eveniment, în care vom aduce completări și idei noi și lucruri practice legate de independența financiară. Toate aceste webinarii se vor arhiva și veți putea avea acces la ele ori de câte ori veți avea nevoie și evident și cursanții din anii viitori vor putea să vadă această arhivă pe care noi vrem să o strângem și să fie așa un corpus de informații care să poate fi accesate de toți cei care doresc să facă acest drum spre independența financiară. Deci asta este ideea. Ideea este să creăm un grup și cei care vin alături de noi să simtă că fac parte dintr-un grup unde există exemple de persoane care au deja atins independența financiară sau sunt pe drumul acesta și îl vor atinge într-un an, în doi, în trei, acest punct, să zic, intermediar, pentru că nu este un punct final independența financiară în dezvoltarea noastră financiară.
să fie alături de ei, să fie un exemplu pentru ei, un sprijin și emoțional și informațional pentru ei. Mulțumim mult, mulțumim mult, Luca, pentru lămuriri. Într-adevăr, nu suntem genul hit and run. Hai să aruncăm niște vorbe acolo, hai să aruncăm niște vorbe dincolo și mai departe, frate, știi ce? Ce pui tu în aplicare? Ce faci tu acasă? Deja asta e treaba ta? Nu ne mai interesează. Nu! Dacă tu ești all-in în asta și chiar te interesează, noi suntem alături de tine. Și deși nu putem să-ți dăm sfaturi despre cea mai bună investiție, nu putem să spunem exact când să cumperi și exact când să vinzi, putem să îți spunem cum funcționează lucrurile, ce a funcționat pentru noi și ce nu a funcționat pentru noi și să vezi ce poți aplica la modul cel mai practic. Și pentru că v-am promis un bonus și vă mulțumim încă o dată pentru faptul că ați avut răbdarea și bunăvoința de a participa la acest webinar, în exclusivitate doar pentru cei care au participat la acest webinar, vă oferim o reducere suplimentară de 25% la oricare din aceste pachete pe care le preferați și care se potrivesc cel mai bine pentru orizontul vostru de timp, pentru modul în care sunteți construiți. Acest discount este valabil în următoarele 24 de ore, deci până mâine, joi 5 noiembrie la ora, cum să spune, 23:59, puteți folosi codul webinar. Cu alte cuvinte, apăsați pe butonul cu vreau cursul și veți vedea că va apare acest coș cu prețul respectiv în lei și dacă introduceți aici la cod cupon webinar, da? Indiferent că e cu litere mari sau mici, aplicați cuponul, veți primi un discount de 25% din oricare pachet, da? Că este vorba de pachetul Silver sau Gold sau VIP. Părerea mea este că obțineți mult, mult mai multă valoare din pachetul Gold și chiar vă încurajez să apelați la această variantă și veți avea în final un preț puțintel mai mic de 100 de euro. Dorința noastră a fost să avem niște prețuri care să fie absolut disponibile pentru toată lumea, ca să nu există acea scuză, domnule, dar e prea scump, dar nu-mi permit. Dar, sincer, dacă independența ta financiară nu valorează 100 de euro, noi, sincer vorbind, nu te putem ajuta. Deci chiar nu te putem ajuta, asta este realitatea. Ce ai putea să faci? Ai putea să dobândești niște skill-uri ca să îți crești veniturile, să ajungi într-o zonă rezonabilă și în felul acesta reușind să muncești nu neapărat mai mult, ci mai eficient să obții niște venituri mai bune și atunci, într-adevăr, vei putea măcar să pornești la construcția unui astfel de portofoliu și la un gen de drum spre un viitor mai prosper. Dar dacă deja ești interesat de acest concept de educație financiară, noi vrem să venim în sprijinul tău. Este primul an în care lansăm acest curs, este prima ediție și atunci înțelegem să facem totul cât mai disponibil. Da, chiar în aceste momente de pandemie sunt momente foarte bune pentru a porni pe drumul spre independență financiară. Dacă ești interesat, te așteptăm cu cel mai mare drag. Nu uita, obții garanție 100% în caz că nu ești mulțumit din orice motive, ai money back fără nicio problemă. Haideți să revenim la întrebări, pentru că am avut câteva întrebări extrem de interesante. Ne spune cineva, putem face cursul cadou? Bineînțeles că poți face cursul cadou. Cine te oprește? Exact. Și ca să vă mai oferim acea bombonică, pentru cei care comandă astăzi până la miezul nopții, oferim, nu astăzi până la miezul nopții, mâine până la miezul nopții, oferim prin tragere la sorți
bonus, două pachete VIP, deci chiar dacă veți opta pentru pachetul Silver sau pentru pachetul Gold, veți putea primi prin tragere la sorți două ședințe de consultanță cu mine și două ședințe de consultanță cu Luca, tocmai pentru că știm că și zona asta de șansă și de bonus are și pe bună dreptate apetența ei. Da, Marius, este mai ales pentru cei care sunt la început, pentru cei care nu cunosc absolut nimic despre finanțe personale și investiții sau mindset sau concepții limitative, este gândit pentru ei. Exact cum am spus mai devreme, dacă deja aveți un portofoliu de 5 ani, de 6 ani și faceți investiții diversificate, partea aceea de investiții, sincer, deja ați fumat-o, clar. Nu. Doar din partea de început, de mindset și de finanțe personale ați putea beneficia. Asta este realitatea. Păi, Adrian, nu merge cuponul webinar pentru că l-ai scris cu M. Dacă îl scrii webinar fără M ăla inside, o să vezi că merge, da? Da, Marius, care habar nu au de ETF-uri. Exact așa. Ești exact genul de cursant la care ne-am gândit când am făcut acest curs. Bun, am avut o întrebare foarte interesantă de la Cristi. Zice, dacă am început de vreun an să investesc într-un unit linked pe o perioadă de 20 de ani, îmi recomandați să-l duc până la capăt sau să-l închid? Cristi, vreau să spun că dacă tu te gândești să închizi un produs unit linked după o perioadă de un an sau de 2 ani, este cel mai prost moment în care poți să-l închizi. Pentru că în contractul ăla pe care l-ai semnat, ai fost de acord cu plata unor anumitor penalități și penalitățile astea depășesc în mod normal toată suma cu care ai contribuit pe acel an de zile. Deci vreau să spun că închizându-l în prima perioadă vei obține pierderile cele mai mari. Dar întrebarea este, dacă nu investești într-un acest unit linked, tu știi să faci investiții? Poți să faci investiții mai profitabile? Poți să-ți construiești un portofoliu cât de cât diversificat. Mă refer la obligațiuni, mă refer la indici bursieri, ceva de genul ăsta. Pentru că dacă tu nu știi și nu dorești să înveți lucrul acesta și ești o persoană indisciplinată, care este foarte greu, îi vine foarte greu să pună niște bani deoparte, atunci da, acest unit link poate să fie soluția salvatoare, pentru că vei fi forțat să pui bani deoparte și în fiecare lună să investești în el. Da? Nu ai nevoie de cunoștință. Este ca diferența între a merge cu taxiul și a conduce mașina. Dacă nu ești dispus să faci școala de șofer, să te chinui, să înveți cum funcționează mașina și după aia să îți cumperi mașină și o să o conduci, urcă-te în taxi și te va duce el. Dar nu-ți recomand să mergi cu taxiul pe distanțe mari, că o să te coste foarte scump. La fel se întâmplă și cu unit link-urile. Gândește-te că ele au niște comisioane acolo, și gândește-te că tu vei plăti acei manageri care vor administra banii tăi. Deci, dacă tu nu te pricepi prea mult la aceste lucruri, eu personal îți recomand să înveți. Dacă vei înveța, atunci vei fi mult mai avantajat pe o perioadă lungă și vei obține atât profituri, cât și cunoștințele pe care tu le știi, îți va fi mult mai ușor și îți va fi mult mai profitabil. Dacă nu te interesează să înveți și vrei tu să te ocupi de ale tale, nu e nicio problemă, investește atunci în unit link și ei vor face treaba asta pentru tine. Apropo de Victor, asta este părerea despre asigurările de viață cu componentă de investiții, ok? George dorește să comande cursul pentru mai multe cunoștințe. Păi poți folosi aceeași adresă de e-mail sau poți să-i rogi să-ți dea adresele lor de e-mail și atunci nu este nicio problemă. Da? Poate să fie aceeași persoană cu mai multe adrese de e-mail. Nu este nicio problemă. Da? Mulțumim pentru entuziasmul tău, George. Da, Florian, răspunsul este
Că ai perfectă dreptate. Când ai un cuplu, așa cum ne spunea și Adrian, sinergia și efectul lui este mult mai bun decât pe zona individuală. Deci recomand ca aceste informații să fie cunoscute de membrii cuplului și, bineînțeles, puteți avea acces la el ca soț și soție, puteți folosi aceleași date de logare și nu e nicio problemă. Cum spunea Adrian, dacă aveți prieteni și vreți să veniți la curs mai mulți, hey, go ahead, adică nu e nicio problemă, nu vă imaginați că noi suntem aici cu... Este un curs online, da? Beneficiați de el, pe bune. Am fost de curând la o conferință a lui Tony Robbins, care s-a desfășurat cu camerele pornite și erau oameni într-o încăpere, erau mai multe familii, erau vreo 6-8 persoane care se bucurau, se agitau, nu s-a supărat nimeni pe ei. Să știți, bucuria noastră este să venim în sprijinul vostru și voi să beneficiați de aceste lucruri noi. În mare parte le cam cunoaștem, deci ăsta este scopul nostru. De pe ce site? Ideișibani.ro. Da? Ideișibani.ro. Și mi-am mai notat aici niște întrebări. Am o întrebare la care cred că Valentin ar fi cel mai potrivit să răspundă. Dacă ne spuneți și care ar fi companiile în care recomandați să investim pentru început, ar fi perfect. Mă refer la câteva companii solide și serioase. Să zic Tesla, NIO, Bitcoin, adică ce se preconizează aici. Nu, eu nu cred în stock picking. Pentru mine e consum de energie, timp și, mă rog, ca un fel de ruletă. Ce cred mai degrabă este să investesc în ETF-uri. Poți, de exemplu, dacă tu crezi în partea asta de tehnologie, să investești într-un ETF pe tehnologie. Dacă nu, MSCI World, MSCI Emerging Markets. Această combinație este parte din orice portofoliu, din punctul meu de vedere, ar trebui să fie parte din orice portofoliu. Plus eventual un ETF pe bonds. Dacă ai cont la Revolut, bineînțeles că nu vei găsi ETF-uri acolo, vei găsi doar acțiuni individuale, pentru că na, Revolutul e așa, pentru joaca pe telefon, da? Deci nimeni nu investește, niciun investitor serios nu are ca broker principal Revolutul, să zic așa, bine, prin Drivewall se investește Revolut. Deci ăsta este răspunsul, ETF-uri, nu stock picking. Stock picking e pentru bani de joacă, din punctul meu de vedere. Valentin, mai ai o întrebare. Ce părere ai despre S&P 500 comparativ cu MSCI World? S&P 500 a fost mai performant, dacă iei ultimii 40 de ani. S&P 500 a avut undeva la spre 10% creștere anuală compusă, MSCI World undeva la 8%. Deci S&P-ul a fost mai performant, totuși. Eu prefer MSCI World pentru că mă diversifică și pe alte arii geografice, mai ales acum în deceniul ăsta care urmează, când avem o perioadă care tactic ar trebui să fie mai slabă pentru S&P 500 versus celelalte piețe dezvoltate. Da? De ce? Pentru că S&P 500 a avut o perioadă de grație, de absolută explozie în ultimii 10 ani. Și acum 20 de ani, deci în deceniul 2000-2009, a avut o perioadă foarte slabă, după aia o perioadă foarte bună. Acum, tactic vorbind, deceniul ăsta are șanse mai mari să fie mai slab pentru S&P 500 față de alte piețe dezvoltate și mai ales față de piețele emergente. Acum, dacă eu am dreptate sau nu, vom vedea, nu am globul de cristal, dar eu zic că este mai probabil să se întâmple acest lucru. Luca, mi se pare că este o întrebare special pentru tine. Ați recomanda un portofoliu care să nu include imobiliare? Dacă te uiți un pic la cei care sunt în domeniul ăsta al investițiilor, o să vezi că nu cred că există o persoană care nu investește în imobiliare. Dar când vorbești despre independență financiară, eu zic că este absolut necesar ca cel puțin o parte din veniturile tale pasive să fie din
din chirii, cum ar veni, deci din investiții imobiliare. Investițiile imobiliare au mult mai multe, avantaje decât pur și simplu prezența lor în, în portofoliu, pentru că ele îți aduc, e adevărat, au și dezavantaje, cum ar veni lipsa de lichiditate. Sigur, dacă ai investiții în indici, în ETF-uri, poți oricând să lichidezi acele poziții, dar după mine, din punct de vedere al investitorului pe termen lung, investițiile imobiliare îți aduc o stabilitate clară și mai ales dacă ești genul ăsta, și românul este genul ăsta care îi place să pună mâna pe ceva. Pentru mulți dintre voi probabil acest lucru vi se potrivește, pentru că este un generator de venit care este palpabil și real. Dar lăsând la o parte această latură emoțională, eu zic că este foarte important să ai în portofoliu cât, depinde foarte mult de, și de abilitatea ta în a gestiona un portofoliu care îți generează venit pasiv. Sunt persoane care sunt foarte potrivite pentru acest domeniu. Dan este unul dintre ele, eu sunt unul dintre ele. Dacă îl cunoașteți pe Bogdan Dinu, știți că și el are multe apartamente în portofoliu. În general, pe grupul meu, adică al nostru de Facebook, deci investiții imobiliare pentru venit pasiv, acolo să vedeți că sunt foarte multe persoane care sunt pentru. Deci să scurtez și să închid, eu zic că e absolut necesar ca cel puțin o parte din portofoliu să fie în zona asta imobiliară. Dacă nu, altceva și de hedging, adică de o compensare a riscurilor pe orice perioadă de ciclu economic. Deci e important. Adrian, avem aici o întrebare foarte bună, poate ne dai tu o mână de ajutor. Care ar fi câteva metode de acumulare a unui venit pasiv pentru cei care nu pot economisi foarte mult? Păi, veniturile pasive vin din banii tăi care lucrează pentru tine. Dacă nu poți să economisești foarte mult, se rupe filmul. Adică obiectivul este să începi să pui în mișcare un bulgăre de zăpadă cu cât mai devreme, cu atât mai bine, astfel încât banii tăi să lucreze pentru tine. Pentru că marele avantaj este că banii investiți muncesc pentru tine și noaptea, și în weekend, și de Paște, și de Crăciun, și când ești în vacanță, și când faci temele copii, banii tăi muncesc tot timpul. Dacă cineva zice, eu n-am cum să pun nimic deoparte, în principiu lucrăm la două capete, să zic așa. Unii pot să lucreze la economii și pot să și curețe un pic bugetul, să vadă pe unde se pierde, ce se pierde. Imaginați-vă că de multe ori cărăm apă cu sită, așa, ni se pare că nu avem niciun spor. Dacă găsim aceste, făcându-ne bugetul personal, de care o să vorbim la curs, atunci o să reușești să mai astup din găurile astea ale sitei. Asta e o parte a problemei. Cealaltă parte este, după ce ai astupat găurile astea, hai să lucrăm și la capătul celor. Să vedem cum câștigăm ceva mai mult. Că și economisirea sau optimizarea asta are o limită. Se poate întâmpla până la un punct, după care ajungem la parizer. Și dincolo de parizer nu mai rămâne mare. Rămâne ziarul. Și trebuie lucrat la ambele capete. Întâi optimizăm. Eu așa văd lucrurile, pentru că asta se poate întâmpla cel mai repede. Ți-ai făcut bugetul într-o jumătate de oră, te uiți acolo și vezi asta trebuie să dispară, pe asta o reducem, pe asta o păstrăm. Da? Adică să rămâi cu lucrurile care chiar contează pentru tine, că de multe ori sunt multe buruieni pe acolo. Sunt în bugetul fiecărei, și al meu, și al vostru cu siguranță. Da? Din când în când avem tot felul de, alimentăm tot felul de chestii. Ăsta e primul pas, efectele se vor vedea cel mai repede. Da, din luna următoare deja o să-ți rămână niște bani. Și după aceea ne ocupăm în zona cealaltă de venituri active. Acolo durează un picuț mai mult, e ceva de lucru. Dar iarăși, și la investiții, și la venituri active, și pe unde vreți voi, ideea este să încep de vreme. Să încep mai din timp. Ca să aibă timp să se acumuleze. Trebuie să arzi niște etape. Trebuie să arzi etapele când
investițiile sunt sume mici, nu produc mare lucru, da, o să te uiți acolo și o să zici, a, ce am făcut anul ăsta, $10, n-am făcut nimic. La venituri active, de asemenea, e o etapă de luni de zile când construiești, îți faci site-ul, te promovezi, îți faci comunitatea, urnești bila asta la vale, dar odată ce le-ai pus în mișcare, ele capătă o inerție, investițiile și veniturile, și tu capeți o disciplină și de acolo câștigul este mult mai ușor. Mulțumim, Adrian! Încă o întrebare interesantă. Care este trendul în România? Să se folosească un mix între ambele tipuri de ETF-uri, astfel încât ca după 20 de ani să ai o mică parte de dividende, dar pe de altă parte ai obținut și jumătate cu randament puțin mai mare? Samir, totul depinde foarte mult de etapa în care tu te afli. Dacă tu ești în etapa de început, când abia îți construiești portofoliul tău, în etapa în care ajungi de la câteva mii de lei la câteva mii de euro, de la câteva mii de euro la câteva, nu știu, peste 10-15 mii de euro, în perioada asta este foarte importantă creșterea. Da? Nu trebuie să te gândești la rezultate. Rezultatele n-au nicio semnificație. Dacă te uiți pe graficul acela cu dobânda compusă, o să vezi că graficul acela are o perioadă de început în care de-abia se mișcă, are o perioadă de mijloc în care parcă încep lucrurile să se mai dezțelenească și are perioada de final în care creșterea este ca din pușcă. Da? Dacă tu ești în prima perioadă, n-are niciun sens să încasezi dividende, doar ca alea să-ți fie impozitate cu 5%. Da? Trebuie să investești cu ceva cu acumulare. Dacă investești în imobiliare, acumulează chiria aia, dar nu o cheltui. Dacă investești în alte instrumente, știu și eu, în obligațiuni, reinvestește dobânda sau în ETF-uri cu acumulare, tocmai ca să nu plătești astfel de impozite. Dacă însă ești, te apropii de porțiunea de final, dacă portofoliul tău deja a depășit câteva zeci de mii de euro și te îndrezi spre 100 și peste 100 de mii de euro, cum sincer vă doresc să ajungeți toți cât mai rapid, ăla este momentul în care trebuie să stai cu ținta ta de independență financiară în minte și să te gândești cam cât ai până acolo. Și pe măsură ce începi să te apropii, începi să transformi din acele instrumente cu acumulare să devină instrumente care îți distribuie ție dividende. Da? ETF-uri cu distribuție de dividende, că la asta te-ai referit. Sau să treci din perioada în care tu acumulezi imobiliare și reinvestești chiriile în perioada în care acele venituri tu le folosești ca să-ți suplimentezi veniturile active. Da? Este ok ca... Vedeți, chestia asta cu independența financiară nu se întâmplă așa peste noapte. Pang! A găsit peștișorul auriu care mi-a zis, gata, de mâine ești independent financiar. Nu, se întâmplă pe parcursul unor ani de zile. Și atunci tu vei avea ani de zile la dispoziție să faci trecerea din partea de acumulare în partea de distribuție. Da? Încet, lent, pentru că așa funcționează lucrurile. Era o întrebare aici. Apartamente vechi sau noi? Știți că e o regulă în imobiliare care zice cumpără casa cea mai urâtă de pe strada cea mai frumoasă. Deci e un principiu important. În imobiliare, de obicei, apartamentele vechi au randamente mai bune, le găsești în locații mai interesante, pentru că de multe ori astea noi ori sunt vecine cu porumbul, ori dacă sunt în locații bune, sunt enorm de scumpe și nu prea îți mai ies socotelele după aia. Și atunci, ca investitor în imobiliare, recomandarea mea ar fi asta. Locația contează în primul rând. Ia-ți, îți dă profilul de chiriaș, ia-ți protejează valoarea investiției pe termen lung și are multe beneficii, zona asta de locație, așa încât luați... nu cea mai urâtă fată de pe cea mai frumoasă stradă, ci luați proprietatea cea mai urâtă de pe cea mai frumoasă stradă. De ce? Strada nu mai puteți să o schimbați, dar proprietatea puteți să o înfrumusețați. Da? Dar fata o mai schimbi. Ai perfectă dreptate, Adrian, și aici sunt de acord. Am trecut și eu la viața mea prin
operațiuni de astea de renovare a imobilelor și pot să spun că atâta timp cât un imobil nu are probleme structurale, dacă e vorba doar de renovare, ești mult mai câștigat dacă faci o investiție imobiliară în ceva și urmează după aia tu să-l renovezi, decât să iei ceva care este absolut pus la punct, milimetric, cu niște super dotări, pe care, din păcate, vei plăti un preț pe măsură. Dar am găsit aici o întrebare care mi se pare absolut genială. Și spune, și după ce atingi independența financiară, ce mai urmează? Ne face așa brusc mai fericiți? Nu este doar așa ca o Fata Morgana, un mit frumos? E, exact asta o să, la asta o să ne referim la curs în primele două module. Ne referim la motivație și ne referim la psihologie, ca să înțelegem ce legătură este între banii tăi, prosperitatea ta și independența financiară. Că banii nu înseamnă egal prosperitate. Și prosperitate nu înseamnă a fi bogat. Prosperitate înseamnă mult mai mult. Înseamnă a fi sănătos, înseamnă a avea relații împlinite cu cei din jur, înseamnă a fi împăcat interior, exact cum spunea Valentin, înseamnă mult mai mult. Și nici independența financiară nu este legată 100% de bani, este legată de mult mai multe. Acea true financial independence este un concept mult diferit de a avea niște venituri pasive. Ok, și dacă tu ai o viață groaznică și trăiești din venituri pasive, cu ce te încălzește? În ceea ce privește întrebarea bună, de ce noi continuăm să lucrăm activ și deși am putea să stăm bine, mersi, eu vă spun din punctul meu de vedere. Pentru că oameni buni, mie îmi face plăcere. Deci mie îmi face plăcere să interacționez cu oamenii, mie îmi face plăcere să vorbesc despre toate poveștile astea, despre educație financiară, investiții. Mie chiar îmi face plăcere. Mie îmi face plăcere să îi ajut pe oameni cu ce știu eu, să împărtășesc din cunoștințele mele și aceste subiecte. Cu alte cuvinte, în ceea ce mă privește pe mine, mă bucur că încasez niște venituri și le sunt extrem de recunoscător tuturor cursanților care au venit la astfel de evenimente, dar nu ăsta este scopul principal. Ăsta este motivul pentru care scriu pe blog gratuit, pentru care fac videouri pe canalul de YouTube. Please subscribe, mulțumesc. Motivul pentru care fac webinarii, da? Presupunând că nimeni de aici nu ar cumpăra vreodată niciun curs ever, da, mi-ar părea rău, însă asta nu înseamnă că nu aș mai ține webinarii, vă spun sincer. Adică dacă cei care au fost cursanți la diferitele lucruri pe care le-am organizat de-a lungul timpului nu și-au dat seama de faptul că este clar o pasiune în asta, îmi cer scuze, este doar din incapacitatea mea de a mă exprima corespunzător. După cum vedeți, da, lui Dan îi place mult să vorbească. Adică evident lucrul acesta. Vreau să completez la întrebarea anterioară și ce se întâmplă, Fata Morgana. Păi aici sunt două aspecte. Unul, dacă ești nefericit înainte să ajungi dependent financiar, cel mai probabil că vei avea un anumit grad de nefericire și după. De ce? Exact ce vorbeam mai devreme. Păi tristețea, apropo, o stare, mulți au ca emoție de bază tristețea, da? Asta se lucrează în psihoterapie, cum să nu mai ai emoție de bază tristețea, da? Dacă o ai, indiferent de circumstanțele exterioare, o vei avea și după. Asta e un aspect, dar al doilea aspect, nu subestimați plăcerea sau confortul sau, nu știu, fericirea pe care ți-o aduce o libertate mai mare de opțiuni, da? Spunea Adrian la mișto la un moment dat, cu trezitul la 12, dar pentru unii poate mai nocturni, trezitul la 11-12 este ceea ce face fericiți, da? Sau să iasă la o cafea marți la ora 2, da? Sau să se ducă în parc la ora 10 miercuri, da? Diverse lucruri, sunt lucruri care sau se ducă la cules de ciuperci joia. Da, pur și simplu, în fiecare joi, dacă vor, da? O să dai la lopată la tine la casă, dacă vrei,
nu știu, vinerea dimineața. Deci sunt opțiunile te fac mai fericit, libertatea aceasta de a nu fi constrâns, așa cum zice și Dan, ok, eu fac asta, webinarul, vând cursuri, dacă nu cumpărați niciunul, nu o să mor de foame sau ceva, ci pur și simplu, na, o să fiu un pic trist că nu s-a întâmplat. Dar nu depinde, nu știu, să-mi plătesc întreținerea de chestia asta. Îți aduce un plus de satisfacție, asta este clar, partea de independență financiară îți aduce un plus mare de satisfacție. Da, și mai vreau să completez și eu, pentru că am primit întrebarea asta extrem de des. Deci eu încă mai lucrez 2 zile pe săptămână la cabinet și lumea mă întreabă, păi da, Luca, tu de ce dracu mai lucrezi la cabinet acolo? Că, deci e o prostie, adică da, persoanele care mă cunosc și care știu cam care, mă rog, cam pe unde se învârt veriturile mele și le spun, trebuie să înțelegi că prima mea activitate pe care am făcut-o financiară a fost să fiu medic stomatolog. Pentru mine a fost o meserie aleasă din pasiune. Și trebuie să spun că mă simt bine când lumea se uită la mine și mă vede ca un medic. Da? E și asta o mândrie profesională. Da? Pe de altă parte, am observat pe măsură ce timpul a trecut că de multe ori aștept să mă duc la cabinet. De ce? Pentru că mă concentrez pe alte tipuri de lucruri, pe alte tipuri de rezolvare a unor probleme și poate lucrurile care sunt în domeniul investițiilor sau în alte domenii care mă stresează, chestia asta mă deconectează. Deci e un fel de deconectare activă. Deci sunt mult mai multe lucruri legate de veniturile active decât banii. Și asta e bine să înțelegem. Pentru fiecare chestia asta poate să fie diferită și de aia vă invităm la curs, ca să vedeți din punctul nostru, al celor 4 persoane de aici, what makes us tick? Ce ne face pe noi să facem lucrurile astea și care a fost drumul nostru și parcursul nostru? Pentru că fiecare are alte motivații și o să vedeți că o să găsiți și voi aceste motivații undeva, dacă le veți căuta în interior și care vă vor face să mergeți mai departe, în primul rând să alegeți independența financiară și după aceea o să vedeți că vă vor face să mergeți mai departe decât atât. După, din punctul meu de vedere, independența financiară e doar un jalon pus undeva în drumul tău, pentru că în sine drumul te transformă. Numai, la un moment dat nu mai e vorba de bani și asta încerc să-l explic multora și mulți nu înțeleg, dar sunt sigur că oamenii care ajung în zona de independență financiară înțeleg foarte bine despre ce vorbesc. Da, asta este una și una din marile capcane. Oamenii își imaginează că vor ajunge în independența financiară când nu vor mai face nimic. Ori nu există nimic mai destructiv pe această lume decât să nu faci nimic. Da, este groaznic. Cine a făcut armata pe vremuri știe probabil la ce mă refer, să stai zile întregi să nu faci nimic. Deci ideea este, da, să reușești să faci exact acele lucruri care te bucură și pe care le faci nu din nevoia de a face bani, pe care le faci fără să aibă acest atașament, această etichetă. Da, dar ai câștigat, dar cât ai câștigat? Da, este foarte bine dacă reușești să câștigi bani din hobby-urile tale și, sincer, nu-i nimic rong în asta, dar, pe de altă parte, faptul că nu le faci ca având primul și al doilea scop, nu, trebuie să iasă niște bani din chestia asta, este o eliberare absolut fenomenală. Și vin în completarea lui Luca, eu am lucrat 16 ani ca și cadru didactic la Facultatea de Medicină, am predat biofizică, nu știu dacă sunteți la curent cu valorile salariilor din învățământul de stat. Pot să vă spun însă că atunci când am în primele zile am mâncat 2 sandvișuri la bufetul facultății și mi-am făcut un calcul și în ziua respectivă am consumat mai mulți bani decât am produs. Asta este realitatea, deci nu pentru bani am făcut chestia asta, ci pur și simplu ca bucurie și acum mă mai invită, bine, acum în perioada de pandemie nu, însă înainte de pandemie mă mai invitau să țin un curs sau ceva de genul ăsta și o făceam cu cel mai mare drag pentru că efectiv îmi face plăcere. Deci nu. Asta este diferența între a lucra pentru bani că trebuie și a lucra pentru că îți dorești să faci ceva și pentru că acolo bate inima ta și eventual câștigi și niște bani din chestia asta.
Bun, păi vă mulțumim mult pentru participare. S-a făcut foarte, foarte târziu, am depășit chiar orice limită de timp rezonabil pe care ne-am propus-o. Dacă mai aveți întrebări, vă rog, trimiteți-ne pe e-mail. Adresa mea de e-mail este dan@ideisiban.ro. Dacă doriți să aflați mai multe despre independența financiară de la patru persoane foarte diferite, ca mod de a fi, ca personalitate, ca drum către independența financiară, vă așteptăm cu mare drag la cursul din 21 noiembrie, curs de o zi în care noi vă promitem că vom da tot ce avem mai bun de la noi și vom construi împreună un plan pas cu pas către independența voastră financiară, un plan care să se potrivească vouă, caracteristicilor voastre particulare. Noi am urmat drumuri relativ diferite, am ajuns însă în aceea zonă și ne face mai mult decât plăcere să împărtășim lucrurile pe care le-am învățat de-a lungul acestui drum. Dacă doriți să beneficiați de o reducere suplimentară de 25% din oricare din prețurile celor trei pachete, folosiți codul WEBINAR cu W și fără M, da? WEBINAR, introduceți codul de reducere și în plus veți obține posibilitatea de a câștiga prin tragere la sorți două ședințe de consultanță cu mine și două ședințe de consultanță cu Luca. Este modul nostru de a vă mulțumi pentru interesul vostru pentru aceste subiecte. Dați-ne șansa să vă dăm o mână de ajutor cu experiența noastră, dați-ne șansa să contribuim la drumul vostru către independența financiară și să-l facem cât mai plăcut și cât mai ușor și cât mai rapid, că până la urmă ăsta este scopul. Dacă nu ai și fan între timp, e păcat de Dumnezeu. Vă da, mulțumim mult! Lasă-mă un pic să completez, te rog. Eu o să, apropo, o să acopăr partea de investiții în acțiuni. O să fiu prezent în curs pe partea de ETF-uri pe acțiuni și investiții în acțiuni. Este un program foarte, foarte fain pe care îl organizează Dan o zi întreagă și foarte ieftin. Vreau să vă citesc un mic. Noi avem cursuri, eu împreună cu Dan, și programe mult mai scumpe. Deci asta este chiar, nu știu, pe bani de buzunar, de ieșire în oraș. Unul dintre cursanți, pe care nu-l cunosc personal, deci nu l-am pus eu să scrie, a lăsat un comentariu foarte mișto, în care o să-l și citesc, l-a pus public, deci am voie să-l citesc. Spune așa, că am vreo trei cursuri la activ luate de la, mă rog, probabil de la Valentin și de la Dan, din care unul de 9 săptămâni. Ăsta este un program, de fapt, și e scump, da? E program live. Trebuie doar să ai încredere în tine, restul vine de la sine și încă ceva, cu toate că sunt începător, să știi că deja mi-am scos banii investiți în cursuri. Pierzi mai mult dacă te arunci direct în investiții decât dacă dai pe cursuri. Sunteți bine, marfă, domnilor, mulțumim și ne vedem la un coniac, Valentin și Dan. Deci, aici vorbim despre cursuri de educație financiară, return-ul sau întoarcerea banilor este relativ rapidă, practic doar din, nu știu, probabil un modul îți vei scoate banii fără nicio problemă din tot ce vom discuta noi la acest curs. Vă mulțumesc pentru mica mea intervenție și pentru că ne-ați ascultat. Îi dau mai departe legătura lui Dan. Noi vă mulțumim, mulțumim tuturor speakerilor din această seară pentru participare, mulțumim Valentin, Luca și Adrian, a fost o plăcere să vă avem alături de noi și va fi o plăcere cu atât mai mare să vă avem alături la cursul de independență financiară de la idee la rezultat, cum i-am spus noi, cursul din 21 noiembrie. Mulțumim tuturor, mulțumim pentru participare, vă dorim o seară bună și nu uitați, pot să-l plagiez puțin pe Adrian, educația financiară și independența financiară este despre viață, nu este doar despre bani, este mult mai mult în acest concept.
Mulțumim pentru participare și nu uitați, un om informat este un om mai bogat. La revedere! La revedere! Salutare! Salutare tuturor! Pa, pa! Seară bună! Pa, pa!